Bună ziua tuturor! România este țara în care râurile limpezi parcă-ți vorbesc, cu munții care au servit drept casă pentru strămoșii noștri daci. România este țara mea, a ta, a noastră. Fluviul nostru drag, Dunărea, drum fără pulbere, țara cu oameni frumoși atât la chip cât și la suflet. Țara unde întotdeauna, oricine, te va simți acasă. Mirosul cozonacilor copți în casă te îmbie din fiecare ungher în prag de sărbători. România mea, ținut de bas, dăruit de către divinitate, cu munți, până în înaltul cerului, unde vârfurile se sărută cu norii, cu soarele, și stau la masă cu zeii universului. Grădina Edenului, cum se mai spune, frumoasă, sălbatică, plină de legende și de bogății. Aceasta este România noastră, spectaculoasă și apreciată peste hotare. România este o țară minunată, cu locuri minunate și oameni minunați. Avem atât de multe peisaje pitorești, obiective turistice și atracții naturale, cum nu mai găsești nicăieri. Bucovina, cu minunatele ei bucate. Transilvania cu legendele ei care dăinuie peste hotare, Banatul și Crișana cu frumusețile naturii, Maramureșul cu minunatul lui port adelenesc și tradițiile păstrate cu sfințenie de localnici, Dobrogea cu potișurile sale vechi de milenii, Moldova cu impresionanta ei istorie, Muntenia și Oltenia cu minunatele lor câmpii, toate aceste regiuni pline de tradiție și istorie, formează minunata țară, România. Astăzi vom vorbi românește, aia iur România, va vorbi în limba română, limba care este una dintre cele mai frumoase limbi vorbite din lume, având o istorie vrednică de poporul a cărui obârșie se adâncește în istorie pe o perioadă de aproape 2 milenii. Este o limbă romanică, având la baza structurii gramaticale și a fondului principal de cuvinte, vocabularul și gramatica limbii latine. Astăzi, alături de IIU, International Internship University, prima universitate virtuală din lume, a lansat acest mare proiect care reunește oameni, organizații, instituții din întreaga lume. Toate acestea datorită fondatorului ei, domnul Peiuș Pannu. Este onoarea mea să vă prezint echipa IIU, sprijinul puternic IIU. Inspirația lui IIU Shri Dandi Swamiji Maharaja, binecuvântările și îndrumările sale în fiecare efort al IIU. Pilonii puternici ai IIU, Dr. Roshni Lal, doamna Anju Pandit, fondatorul vizionar al IIU, domnul Peiuș Pandit, omul din spatele succesului IIU, alți co-founder IIU, domnul Steven V, co-fondator Australia, Monangia, co-fondator IIU Indonezia, membrii Consiliului de Administrație, doamna Nada Ratković, director de țară Croația, dr. Snigda Kadam, CEO și președinte Academic Global, doamna Masuda Yasmit, ambasador educației în India, doamna Inga Karliceava, director de țară IIU România. Consiliu consultativ, Dr. Prachiva Mishra, India, Dr. Andy Mathur, India, Dr. Paris Tomali, India, Dr. Vijay Kumar Sah, India, Dr. Tipi Sashi Kumar, India, Profesor Dr. General Eboria Ushilo Charles, șef de continent Africa, director de țară Nigeria. Este o adevărată plăcere să vă prezint echipa IIU. Universitatea Internațională IIU construiește un viitor mai bun și luminos pentru toți tinerii care învață și se angajează să ofere educație bună și virtuală tuturor tinerilor studenți de pe glob. IIU este schimbarea, IIU aduce schimbarea, IIU este revoluția. Și acum aș vrea să începem această conferință cu imnul României. Vă rog pe toți să închideți microfoanele. Vă mulțumesc!
Mulțumim coralei Contrast, mulțumim dirijorului domnului Vasile Bădescu, mulțumim, un moment extraordinar, imnul țării noastre, Deșteaptă-te române. Și acum aș vrea să invit invitatul nostru special de astăzi, este un profesor minunat, un dascăl minunat cu care România se mândrește. Profesor învățământ primar, Microsoft expert, creator în educație, este creatorul site-ului www.creativeforlife.ro, formator, mentor, doamna Cornelia Bățăuș, o româncă pe care eu o admir și o iubesc. Bun venit, Cornelia! Mulțumesc frumos pentru invitație, pentru vorbele frumoase și e o onoare deosebit aici și după imnul țării. A fost ceva extraordinar. Să share-uiesc ca să pot să arăt în direct, pentru că eu acum pe scurt, se vede? Doresc să vă arăt site-ul meu, așa o trecere în revista site-ului meu, Creative for Life. Este un site adresat cadrelor didactice, copiilor, părinților. Pe scurt, aici la cursuri, cei care doresc să acceseze, avem clasele pe rând, clasele primare și în dreptul fiecarei clase sunt materiile, în dreptul fiecarei materii găsiți diverse lecții. Pentru clase mici și mari. Eu am anul acesta clasa 1. Sunt lecții care pot fi folosite atât în mediul virtual, dar și la clasă. Sunt modele de lecții în fel și chip. De asemenea, aici, la jocuri, această pagină este adresată strict copiilor, o pot accesa și copiii și sunt jocuri făcute pe Wordwall sau pe diverse alte aplicații ca să fie ușor de accesat, unde copiii își pot alterna învățatul cu joaca. Știm foarte bine cât le place tot ce înseamnă internetul și organizat, controlat, copiii pot folosi internetul cu încredere alături de părinți sau cadre didactice și putem astfel și evalua.
Și astăzi aș vrea să prezint pe scurt, ținând cont de tematica acestei întâlniri extraordinare, voi dori să prezint pe scurt ultimul meu articol. Pe site-ul meu, ultimele articole sunt primele care se văd. Să nu uit să spun că am și blog și de asemenea pe blog, când accesați, puteți găsi idei de excursii în excursii care se pot realiza atât cu clasa, cât și dumneavoastră când doriți să ieșiți în timpul liber, cât și tutoriale. Să revin la articolul pe care eu l-am pregătit închinat Zilei Naționale a României, indiferent de clasa pe care o am, în fiecare an de 1 decembrie noi sărbătorim. Anul acesta, cum am spus, am clasa 1 și am avut activitățile orientate un pic altfel, să spun așa, ca să fie pregătite și potrivite vârstei lor. În fiecare zi, timp de o lună, aproape toată luna noiembrie, pe caietul de română, copiii au avut câte un mic articol, un mic poster despre un român cu care ne mândrim, pentru că au nevoie să aibă modele copiii noștri și copiilor noștri, elevilor noștri, eu le spun tot copiii mei, așa, copiii noștri au nevoie de modele și cred că școala a rămas printre puținele locuri unde copiii mai pot să vadă cu adevărat modele. Din păcate, în alte părți, televizor sau internet, nu întotdeauna copiii accesează modele. Și, deci astfel, copiii au făcut cunoștință cu diversi români din trecut sau din prezent. Apoi, cu ajutorul aplicației Google Earth, am călătorit și am vizitat virtual câteva obiective turistice interesante, deosebite din țara noastră. Accesând aici, de exemplu, eu dacă dau click aici, se ajunge direct, Google Earth știți că se poate accesa de oriunde, bineînțeles, cu condiția să avem internet, și ajungem imediat la Casa Memorială a lui Ion Crangă, intrăm în casă, o vizităm și ne amintim și câteva povești. De asemenea, am vizitat Ateneul Român. Există în continuare posibilitatea de a face vizite virtuale, nu numai în perioada din urmă cu un an, da? Ne-am amintit de excursiile pe care le-am făcut de curând, o excursie pe care o recomand, un loc minunat românesc, excursia de la Piscu, unde putem vizita atelierul de la Piscu. De asemenea, am dat alte exemple de locuri minunate din București, eu fiind din București, am dat exemple din București mai mult, dar oriunde, și de asemenea am recomandat să se citească câteva cărți minunate. Eu în ultima perioadă am citit împreună cu elevii mei, noi avem săptămânal ora de lectură, Bicicleta fermecată e și treaba mea, scrise de scriitoarea Mihaela Coșescu, cu care ne-am și întâlnit virtual, ca și cadou de la Moș Nicolae, căci Moș Nicolae poate să aducă și altceva decât bomboane. Au nevoie să fie învățați însă copiii că un cadou nu înseamnă numai o pungă de dulciuri. Poate însemna o vizită la o casă virtuală sau o vizită efectivă, o excursie sau invitată în clasă o scriitoare, o invitată în clasă o scriitoare. Și multe altele, am pregătit și eu o mică prezentare special pentru ei. Toți cei care doresc pot accesa oricând doresc site-ul meu, vă aștept cu păreri, împreună putem face lumea mai bună. Mulțumesc pentru atenția acordată. Draga mea, Cornelia, prezentarea ta nu putea fi altfel decât minunată. Ești într-adevăr un om extrem de creativ. Mulțumesc. Te pot să spun, mereu mândră de tine, mereu mândră de tine. În continuare, un alt profesor, aș putea spune chiar altfel, o mândrie a țării noastre, un om cu zâmbetul pe buze, pe care l-am cunoscut de curând cu ajutorul Corneliei, o româncă frumoasă, Georgescu Adriana Cornelia, profesor pentru învățământul primar, cofondator ctitoria.ro. Adriana, bine ai venit alături de noi astăzi. Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Sunt recunoscătoare doamnei Ermina și colegei mele Cornelia pentru că mă aflu aici.
Sunt alături de dumneavoastră pentru a vă face cunoscut un site, o platformă de învățare, un site educațional la care lucrez împreună cu buna mea prietenă, Ana Maria Blenche. Imediat voi împărtăși cu dumneavoastră ecranul. Sper că se vede. Da, perfect. Acest site educațional este dedicat micilor cititori și vine în sprijinul părinților și profesorilor acestora prin recomandări de cărți și filme, cluburi de lectură, activități ludice și creative. Știm cu toții că în România există foarte mulți oameni extrem de valoroși. De aceea am ales să vă prezint articole pe baza a trei cărți scrise de trei dintre acești români cu care ne mândrim. Primul este Alec Blenche, scriitorul pe care eu îl apreciez foarte mult, care a lansat în 2016 Călătorile lui Eros, povestea acestui băiețel extraordinar, care parcurge, călătorește prin mai multe văi, valea răbdării, valea generozității, valea iubirii și valea recunoștinței și dobândește aceste virtuți atât de importante. Este povestea care ne însoțește pe mine și pe elevii mei de 4 ani și prin intermediul căreia noi am deprins grija față de noi înșine, față de cei din jur și față de mediu. Povești extraordinare pe care vi le recomand. Seria este continuată de încă 4 cărți pline de aventuri și de învățăminte. În articol noi prezentăm momentul din an când aceste cărți pot fi valorificate, de asemenea filmulețe motivaționale, curiozități, momente de reflecție și de creativitate și idei care pot fi aplicate la orele de arte, dar și de științe. Întotdeauna cărțile lui Alec Blenche sunt însoțite și de cântecele scrise foarte frumos. Iată, avem aici cântecul iubirii. Inspirată fiind de aceste cărți, am scris și am redactat și enunțuri pentru a face matematica mai atractivă, enunțuri de probleme din universul băiețelului cu păr azuriu. Acestea sunt clasificate pe clase și le puteți folosi la orele de matematică pentru că vor fi încântați elevii. De asemenea, pentru articolul Eros și Valea Iubirii, noi am pregătit, așa ca o premieră, un escape room digital pe care copiii îl pot accesa și pot trece prin mai multe provocări, bineînțeles dacă au citit cartea. Al doilea român despre care aș vrea să vă vorbesc este Ana Maria Brânză. Cu toții o știm pe marea noastră campioană. Imediat voi nota aici. Fetița cu mască tricoloră. Pentru a vedea și cum puteți căuta pe site-ul nostru. Puțin știu însă că ea este și autoarea minunatei cărți Fetița cu mască tricoloră, un jurnal de campion în care ea povestește cum a pășit pentru prima dată în sala de scrimă. O carte motivațională pe care o recomandăm și în articolul nostru veți găsi informații despre marea noastră sportivă. Nu se încarcă acum, dar imediat cred că am făcut eu ceva greșit. Ok. Câteva citate din carte, medaliile pe care le-a obținut, când poate să fie valorificată și multe alte idei de activități.
și de asemenea discursurile ei motivaționale de la TED. Al treilea articol este scris pe marginea cărții Adrianei Scricariu, despre care a amintit și Cornelia. Această carte este un ghid complet al celor mai importante obiective, clădiri, monumente, tradiții și obiceiuri din România. Este un minunat auxiliar în predarea istoriei și geografiei țării noastre. Materialul este util atât învățătorilor cât și profesorilor, dar bineînțeles și părinților preocupați. Avem în articole și link-uri inserate către lecțiile de patrimoniu pe care Adriana le pregătește împreună cu copiii săi, fișe de asemenea care pot fi utilizate și, bineînțeles, imagini cu școala atelier de la Piscu. Tot pe site vă invit să descoperiți fișele printabile, care de asemenea vă pot fi utile la ore. Găsiți aici o gamă variată de materiale care pot fi imprimate, vânători de comori, liste de verificare și, bineînțeles, fișe de lectură. De asemenea, am creat un nou articol ca o sursă de inspirație pentru organizarea unor cluburi de lectură. Avem deja câteva materiale. Cum procedez eu la clasă cu elevii? Sunt câteva materiale și idei de desfășurare a unui astfel de club de carte. Și acum o să vă provoc să ghiciți, vă las un pic, ghicește povestea și vă invit să, pornind de la aceste imagini, să recunoașteți câteva dintre poveștile clasice și poveștile care v-au încântat în copilărie, dar și povești mai noi, mai actuale. O să las și link-uri pentru a putea cerceta mai îndeaproape site-ul. Vă mulțumesc foarte mult, felicit organizatorii, le doresc mult succes colegilor mei și vă invităm să ne urmăriți și pe rețelele de socializare. Cititoria.ro. Vă mulțumesc! Bravo! Bravo, draga mea, Adriana! Extraordinară prezentare! Nici nu se pute altfel! Minunat, minunat, felicitări, felicitări, ceva nou, inovativ, exact de acest lucru avem nevoie în educație, exact asta vrem să schimbăm, să facem o educație altfel, să facilităm drumul înspre o educație altfel. În continuare, anunț un om drag, profesor de geografie, coordonator de proiecte internaționale, responsabil de cerc geografie Valea Hârtii Baciului, județul Sibiu. Avem mulți responsabili de cerc aici, inclusiv eu am fost, platforma ARDIS, cartografiere digitală, Free for Education, ESRI România. Iată, un om valoros pentru țara noastră, un om care promovează țara, un om care își ajută colegii, un pilon important în AEU România, doamna Alemănuța Vader. Un suflet frumos! Bună ziua, mulțumesc mult pentru prezentare, mulțumesc în primul rând pentru primul proiect al nostru, Let's Plant a Rondeau, unde de fapt am început de la a planta o floare, unde Sorin Vasile Boica ne-a ajutat atunci, pot să spun și suma cu 1000 de lei, Sorine, niciodată în viața mea n-am avut atâtea flori pentru copii și acum plantăm educație împreună și doamne dă, cu EU, cu EU România. Și de asemenea, o mare bucurie alături de colegii geografi din Sibiu, din toată țara, alături de supertici, de ESRI, ESRI România și, bineînțeles, alături de întreaga comunitate, ne susțin toți, și celelalte cursuri la care am participat, formatori și mentori. De asemenea, ceea ce vrem noi să lansăm este un proiect GIS Day, care l-am început, de fapt, de câțiva ani și anul acesta am luat
decizia împreună și cu Ermina să lansăm, să promovăm internațional, deși este internațional, pe platforma ArcGIS Online. O să încep să fac o prezentare, o partajare. Eu am făcut acolo un story map, adică un atlas viu al lumii, pe care puteți fiecare să-l partajați din platforma ArcGIS. O să și fac întâi mai bine prezentarea de ArcGIS, vă puteți loga pe cel internațional să fie pentru toată lumea. Noi avem pagina școlii și după aceea o mică, o mică poveste. Ziceam cu Ermina de dimineață, Șeherezada, pasiunea vieții mele, 1001 nopți. Și de asemenea India prin vicepreședintele, prin Venkri, de la plantare care cunosc, profesor, doctor, mă rog, nu, eu sunt profesor cu gradul 1, vor să facem un parteneriat prin care să logăm online copii și după aceea, dacă va ajuta Dumnezeu, nu știu, în timp, să mergem și fizic. Chiar discutam care sunt mâncărurile specifice. Mi-au arătat acolo orezul șardeiul și am spus Valea Pribaciului, sarmalele și cu Henkleșul. Atunci hai să trecem să vedem cum e cu geografia. ArcGIS Online, să dau acum partajarea. Ia să-mi recunoască. Dacă nu se recunoaște, recunoaștem noi. Nu zic, nu vrea să-mi recunoască pagina, dar să... Aici, dacă pe nu Zoom. Nu poți vorbi, nicio problemă. Nu pot să partajez. Eventual iau link-ul și îl pun în chat. De... uite acum, îmi dă voie. Da. Deci aici este prezentarea. Acum las după cum îmi dă voie. Prezentarea pe... Story map, atlasul viu, asta e România mea, am preluat pagina de Facebook acolo, de fapt sunt toate activitățile și acum am făcut o postare cu etichetare, am găsit o carte cu poezie în română și în engleză, cu tot ce înseamnă relief și câteva obiective turistice care mi-a plăcut foarte mult, o găsiți în link-ul de aici de la Facebook. Asta e România afișu și mulțumesc mult pentru primire, găzduire. De asemenea, prezentarea care am pus-o în ziar, aici pagina universității, toate link-urile sunt active. De asemenea, o hartă cu vorbitori, am zis așa, nou primarcu, de aici începe geografia. Asta, localnicul cel mai bun geograf, mai ales elevii mei, București, New Delhi, Chișinău, Timișoara și Sibiu. Toate acestea sunt, vedeți, cu legătură între ele, sunt interactive, se pot vedea și, bineînțeles, am pus peste tot afișul acestei conferințe și vă mulțumesc că am avut această ocazie, inclusiv Chișinău, Tatiana Zamfir, și, de asemenea, Sibiu, de unde și începem. Turnul satului, articolul, proiectul GIS Day, care avem parteneriatele cu toate școlile, ONG, tot ce înseamnă, întreagă comunitate. Îi mulțumesc pe această cale și domnului inspector Dincă Constantin, care ne-a, tot timpul ne-a fost alături, colegilor, care sunt colaboratorii noștri. Estri România, la fiecare GIS Day, ne-au oferit câte 5 premii, care sunt conexiuni gratuite. De unde am început? De la GIS Day Valea Hârtibaciului, Cercul Profesorilor și, de asemenea, în acea zi, 15 noiembrie, a fost și cele 8 miliarde de locuitori la nivel mondial. Deci, deja am depășit. Deci, aceeași dată. De asemenea, câteva resurse care am pus GIS Day-ul. Imaginea care a fost la GIS Day alături de Estri România, când am avut aplicația de teren cu toți colegii geografi din Sibiu, aici biserica din Ocric și în văzduh, Carpații Meridional, văzut din partea de pe hulă de la Ocric, vedeți ce peisaje frumoase avem, ca și toată lumea. La mulți ani GIS Day, copiii noștri care sunt aletați, care vor să meargă la cercetași, care se identifică, care lucrează pe GIS, problema e că nu prea sunt device-uri, câteodată nu avem net, dar nu ne lăsăm, mergem înainte. De asemenea, foarte fericiți și vedeți, ei știu să cânte, să danseze, vor să fie prieteni cu toți copiii globului, cum fiecare dorește. De asemenea, Estri România, care au premiat acești copii, erau după un maraton al activităților din acea zi și din acești ani, și atunci, ca anexe, am pus cei 10 mari băceni și, de asemenea, ce va urma în continuare, pentru că acest aplaz, eu vorbeam și cu Ermina, el poate continua și poate să se scrie povestea în continuare. Ca să fac un pic, eu zic că ar fi mai util să facem legătura pe Google. Un pic să văd dacă îmi dă voie acum așa să fac partajarea. Da. Așa.
Ca să intrăm din motorul de căutate, motorul de căutate de pe Google, ArcGIS Online sau login, de fapt că ne logăm. Aici sus sunt butoanele, deci chiar dacă nu aveți cont, se poate lucra, chiar asta spunea și domnul rector al Universității Cluj, nu numai pe geografie. Geografia unește cam toate științele, câte un pic, dar se poate lucra pe matematică, măsurător de teren. Spre exemplu, mapa este harta care este la nivel 2D. Imediat deschide, deci observați că, ce să zic, la oră e o plăcere să lucrez, că de fapt faci și oră, faci și timp, faci și tot. Aici sunt aerele, adică suprapunere de hărți, ce dorim să adăugăm. Aici putem face tabele, legendă, tot ce dorim să ne punem, chiar la final să facem și printare. Aici, dacă, de exemplu, avem cont, putem să ne logăm pe cont. Deci toate școlile din România de anul trecut au posibilitatea ca să se logheze gratuit pentru educație. Deci Estri România, există link-ul, am și postat totdeauna pagina, luăm legătura prin Ermina la nivel internațional, se poate cu Estri, mă gândesc că dacă România acceptă și Estri internațional. De asemenea, avem scena care este foarte utilă. De ce vedem România la nivel 3D? Adică vedem globul, ne vedem pe fiecare. Și, nu știu dacă, cred că depășesc un pic timpul, dar ar fi util să și prezint pagina școlii unde avem resursele, că ele pot fi personale, pot fi cu toată comunitatea sau pot fi pentru toată lumea. Și noi acolo am postat pe toată lumea cu ajutorul Estri România, vă dați seama, aici sunt scene gata create, care putem vedea la nivel 3D, de exemplu curenții, putem vedea orașe. Bine, ele sunt un pic mărite, clădirile, ca să fie mai spectaculoase pentru copii, dar în imaginația lor este mult mai mare. Nu le mai deschid, asta ați văzut cum este trecerea, ca să nu pierd timpul. Ce se poate face, de exemplu, dacă e, uite, o să caut aici din prietenie, New Delhi. Și imediat ajungem și sosim acolo, Ermina și ceilalți. Și atunci avem deja partajarea, așteptăm să ne încarce. Dacă micșorăm de pe Zoom, da, cu mouse-ul, ne ducem oriunde dorim. Dacă vrem să schimbăm tipul de hartă, avem posibilitatea, un Atlas View, care aici avem harta politică, harta fizică, străzi, harta cu resursele de prelier, îmi place foarte mult și lucrez cu copii pe harta hibrid și ce este iarăși foarte util, deci putem globul să-l ducem oriunde dorim și să rotim și să ajungem și de exemplu aici dacă vreau să mă întorc în Sibiu mă duce oriunde doresc, vedeți, într-un timp foarte scump. Scurt. Cum, doamne, iartă-mă să nu fie așa util? Domnul inspector ne-a acordat niște hărți din partea inspectoratului, lucrez și pe harta normală. Deci observați imediat Sibiu și de ce nu să merg aici la Noclic, de unde îmi place. Și aici observăm imediat, deci atât partea de teritoriu ca relief, se observă conturul comunei, da, este un pic hașurat, depinde și de internet. Și de asemenea pot să mă duc imediat ceea ce ne place nouă, să ne vedem școala. Unde este localizată școala, este parcul, unde este biserica, unde este primăria. Fiecare și-o găsi casa, avem aplicații, cartăm pentru resurse, reciclarea, identificăm. De asemenea cartăm și identificăm specii de plante și de animale. Deci se poate face orice. Și dacă mergem cu Zoom-ul, putem să vedem în ce județ suntem. E foarte important, mai ales și la clasele mici. Și la clasele mari, în ce țară, România, că de aceea am scris GISDEI, Nocri, Sibiu, România, Europa și Terra. Terra, că m-a întrebat Vincri, ce înseamnă Terra? Păi ce să însemne Terra? Earth, i-am spus, e pământul. Wow, super! El nu știut că, de fapt, India, în limba, ce vorbim noi românește, India este țara lui. No, și pentru mine. Și vreau să descoper în continuare alături de toată lumea. Ceea ce am zis că se mai poate face pe școala Nocri, da, avem pagina gratuită, este în linkul acesta de prezentare, vi-l și pun în poveste, o să mai adăugăm. Școala gimnazială Nocri, vedeți că aici este la liber, că de fapt avem conturile și a copiilor, deci școala noastră are 2000 de conturi și nu sunt ieftine, asigurate de statul american,
și prin Estrii România, care felicit pe domnul Cristian Vasile, că e un om deosebit. Deci luați legătura că se merită. Este imaginea școlii, clădirea școlii noastre, unde de fapt este vis-a-vis de casa lui Samuel Bucăntal, care știți că este și muzeu și un mare, un om important și pentru România. Aici avem Gizdeiu, harta cu Gizdeiu, aici avem Cute Capture, care avem capturile și aici avem harta tot așa cu identificarea de plante și animale. Și este foarte important, dacă îmi permite să vă mai rețin un pic, că pentru Natura 2000 toate ariile de protecție naturală. Și asta o fac doar copiii din Ocric deocamdată și mai sunt câteva universități și vreau să o faceți și dumneavoastră. Deci resursele astea le aveți la liber. Ce înseamnă asta? Vedeți că noi avem niște legende aici. Cu cât intrăm în habitate, cu cât intrăm în directive, Sibiu, de exemplu, aici avem Ocric, eu așteptăm că nu mi-l pune pe hartă, este Hosman, un alt sat, Fofeldea. Avem Țichindealul, state aparținătoare în Ocrihiu și de ce nu mai nou acum, că sunt profesor și la Marcod și acolo predau cu copiii. Ce avem aici este harta pe situ de protecție naturală, habitat pentru Oltul Mijlociu și situ pentru Natura 2000, vedeți ariile protejate. Și dacă mă duc mai departe, îmi dă tot felul de date. Eu de aia zic, e foarte util și de ani de zile asta spun, dar Ermina e singura care mă înțeles de fapt ce vreau. Deci astea sunt toate gratuite. Deocamdată, dumneavoastră puteți fi creatori în continuare. Acum cred că internetul e de vină. Nimic, am întorc din nou și aici o să vă jucați dumneavoastră. Harta Ocrihiului cu resurse, ceea ce avem iarăși realizare pentru partea climatică, realizat în colaborare cu Estrii România, cu Tremurile din România și un profil. Cum pot să-mi realizez un profil? Referitor la partea climatică, asta îmi place și chiar v-aș ruga să intrați, că e gratuit. Realizarea hărților, profesionistul GIS, da? El poate fi oricare să fie un profesionist GIS. Aici ce facem? Încărcăm, de fapt, harta interactivă, avem și un chestionar și la final vom avea cum este vremea, da? Deci aici e școala, că e vorba de educație, școala face educație. De asemenea, după chestionar este localizarea, așa asta spuneam, pentru matematică. Se pot face măsurători de distanță, de aici schimbăm iarăși tipurile de hărți, fiecare butonaj, nu se strică absolut nimic, fiecare execută ceva. Problema internetul, așa avem și la școală, așa avem și aici, haide să nu mai vă țin, deci aici am să înțeleg ce. Dacă vrem să mergem într-un parc, vrem să facem o harta parcului, care este distanța? Deci aici sunt toate în limba română, noi când am început era tot în engleză americană. Aici observați, este pus deja ce au creat copiii cu, uite, școala gimnazială Neocric, Universitatea Transilvania, fiecare, dar eu dacă vreau să văd mult, mă duc și la nivel global, unde de fapt aici observați că avem la nivel 3D, școlile. Spuneți, vă rog. Bărtați. Laura, zi. Mersi. Da, și aici, în continuare, se va finaliza cu o diplomă a copilului și să nu uităm că, de fapt, aici o să avem deci certificatul și pe urmă avem aici resurse unde copiii se pot juca mult mai multe jocuri și dumneavoastră puteți să fiți creatori în educație, să creați și altele, dar în special copiii. Deci vă spun, copiii au descoperit metode. Ei ne dau putere, ei ne dau tinerețe. Ce să zic, vă felicit și, Doamne, dă să putem colabora și aici, de exemplu, cine vrea un profil de vale. Cineva zicea, vreau pentru un examen, lasă-mi un col de examen, că examenul e al vieții. Eu trebuie să știu unde mă duc, ce altitudine am, ce înălțime. Dau aici frumos pe creionaș. Cu creionașul mă duc și îmi iau două puncte. Și imediat îmi face profilul. Deci asta știu copiii din Ocrich, știu copiii din Hosman și știți și dumneavoastră și vă rog, haide să colaborăm. Ermina, ai legătura. Mulțumesc mult și sărbători fericite, minunate să aveți. Îți mulțumesc, om frumos, om creativ, un om cu spirit de echipă. Într-adevăr, să plantăm educație pentru că ai fost alături de noi, de mine, în Let's Plant Around the World și vom continua acest lucru, vom planta educație, vom planta pădurea IU, Life Forest, vom planta pomitori și flori. Sunt onorată, scuză-mă că am cumpărat un pom care a fost o sumă modică.
lumea nu știe. Deci haideți, eu zic geografie, gen și mediu, dar să nu uităm de Dumnezeu că e unul singur, indiferent de culoarea pielii și indiferent de limba. Mulțumesc! Exact. Mulțumesc, mândră de tine! Mulțumesc. Mulțumim, Iu! Mulțumesc! Minunat! În continuare, avem un student extraordinar, Constantin Andrei Stoian. Este student la Facultatea de Geografie, specializarea Geografia Mediului. Membru al Cercului Științific Studențesc de Climatologie și Protecția Mediului Aerului. Profesor suplinitor de geografie la Școala Gimnazială numărul 1 din Brănești. Constantin Costi, bine ai venit! Mereu alături, bine v-am găsit. Un membru activ al IIU România. Bravo, Costi! Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru introducere. Bună ziua tuturor! Este o onoare să fiu aici alături de dumneavoastră, alături de oameni care cu siguranță vor schimba culorile învățământului românesc, pentru că asta este și scopul. Astăzi vă voi prezenta o platformă educațională la care lucrez cu încă un coleg, Gabriel Iscan, din păcate nu a putut ajunge, așa că voi prezenta doar eu. Platforma include efectiv toate materiile, însă noi am făcut un demo pe geografia de clasa a 7-a și aș vrea să vă arăt cum arată. Îmi permiteți? Bun, vreau să-mi confirmați dacă se vede. Perfect. Da, ok, se vede. Bun. Platforma va fi valabilă pentru clasele 1-12, pentru învățământul preuniversitar. Deocamdată este în dezvoltare. Iar noi am făcut un demo pentru clasa 7, la materia geografie. Uitați cuprinsul, lecțiile, dăm pe astea caracterizare geografică și avem pentru olimpiadă CES în condiții educaționale speciale și mediul de învățare interactiv unde vom găsi tot felul de jocuri. Haideți să vedem o lecție. Luăm hidrografia, spre exemplu. După cum vedeți, platforma este împărțită în două, lecția propriu-zisă cu informații și fotografii, chiar și quiz-uri rapide pentru a îi ajuta pe copii să înțeleagă mult mai bine materia. Iar a doua parte este mediul de învățare, unde sunt tot felul de jocuri și exerciții. De exemplu, potriviți denumirile, Baikal, lacuri, Marea Moartă, lacuri, Gange, râuri. Apoi, tot aici, la clasa 7 la geografie, avem olimpiadă și concursuri, mai exact concursul național Școala Geografie Terra. Și avem aici subiecte și bareme pentru a ajuta pe copii să le rezolve. Avem și mediul de învățare interactiv, unde sunt efectiv numai jocuri. Iar platforma va fi lansată oficial undeva la începutul februarie pe județul Ilfov pentru început. Iar dacă lucrurile merg bine, pe toată țara. Cam asta este prezentarea mea. M-am încadrat în cele 5 minute, din câte am înțeles de la doamna Erminia. Eu vă mulțumesc frumos pentru atenție și sper că putem colabora. De ce nu? Extraordinară prezentare. Bravo! Bravo! Un student extraordinar. Felicitări! Mulțumesc frumos! Bravo! Mândră de tine mereu. După cum am spus, un membru IIU activ. În continuare, aș vrea să o invit pe
Unica Melania Aluana Butnariu, Universitatea din București, Facultatea de Litere, Biblioteca Județeană, George Barițiu, Brașov, România. Un om deosebit, un membru de asemenea activ IAU și un om cu suflet mare. Bun venit, dragă Luana! Bună ziua, bună ziua! Este o onoare să fiu astăzi alături de dumneavoastră. Chiar mă bucur sincer să văd atâția români devotați și atâția români cu har, a spune. Nu este puțin lucru. Personal îmi iubesc enorm de mult profesia, o fac din tot sufletul, din toată inima mea și mi se ridică părul, cum spunem noi, când văd că sunt atâția oameni care sunt ca mine. Vreau să mă încadrez în cele 5 minute, motiv pentru care mi-am notat ceea ce doresc să vă spun, ca să am spor. Eu, dacă mă întind la vorbă, mă întind la vorbă și atunci să mă încadrez. În aceste scurte minute încerc să vă relatez o cercetare, o cercetare la care particip de ceva vreme, cercetare ce vreau să aducă în prim plan imaginea bibliotecilor publice secții pentru copii, imaginea utilizatorului copil. Dar astăzi, în câteva cuvinte despre importanța bibliotecilor publice secții pentru copii. Biblioteca publică joacă un rol major în comunitățile pe care le deservesc, fiind principala instituție care oferă servicii de informare și documentare în diverse forme și contexte. Astfel, contribuie la dezvoltarea personală a utilizatorilor prin educație formală, non-formală și informală, educație pe tot parcursul vieții, cultură informațională, activități și agrement, recreere, etc. Un alt aspect important pe care îl joacă biblioteca publică este cel legat de socializare. Spațiul de instituție transformându-se într-un loc de întâlnire și într-un centru de dezvoltare comunitară. Imaginația și creativitatea dezvoltate de asemenea instigă interesul publicului pentru activitățile culturale. Toate acestea demonstrează că biblioteca publică are un rol social deosebit în comunitate, că dispune de o serie de resurse importante, utile și atractive, iar serviciile, programele și evenimentele oferite de acestea duc la îndeplinirea acestui rol. Această lucrare, această cercetare, analizează resursele educaționale, programele și serviciile pe care bibliotecile publice le pun la dispoziția, așa cum am spus, utilizatorului copil, punând accent pe creativitatea și inovarea bibliotecilor. Folosind termenul de utilizator copil în această lucrare pentru a cerceta mai atent, ne referim strict la copilul între 0 și 14 ani, copilul ce intră în biblioteca publică. Marea majoritate a resurselor, programelor, serviciilor care vor fi prezentate sunt puse la dispoziția publicului interesat de către biblioteci județene, de către secții destinate copiilor sub toate formele lor, centre de excelență pentru copii, secții pentru împrumut carte, ludoteci, jucărioteci, dar și de alte secții, servicii, compartimente, surse, alte sucursale, biblioteci orășenești, biblioteci comunale. Evoluția tehnologică și oportunitățile oferite de aceștia, de altfel și pandemia care a venit la pachet, cum spune domnul Robert Coravo, cu niște oportunități, au făcut din bibliotecă, n-au făcut altceva decât să o îmbunătățească și de asemenea să motiveze un pic bibliotecar. Astfel, bibliotecarul și bibliotecile reinventate prin bibliotecarul actor principal va putea răspunde noilor nevoilor moderne ale generației digitale. Bibliotecile sunt o combinație între trecut, documente, unități de bibliotecă și prezent, noile tehnologii.
Ne propunem prin această cercetare să aducem la cunoștința cititorilor nu doar elementele inovative și creative, moderne în domeniu, ci și elemente care există de ani de zile, elemente cărora li s-a dat plus valoare. Sau nu? Prin intermediul cercetării mai sus amintite, ne-am propus să atingem pozitiv utilizatorul copil între 0 și 14 ani din biblioteca publică, dar și o imagine clară și concretă a acestui actor principal, bibliotecarul secțiilor pentru copii. Rezultatul acestei investigații, rezultatele vor oferi o imagine clară a atribuțiilor, a scopurilor și obiectivelor unei biblioteci pentru copii și vor oferi imaginea resurselor pe care acestea le oferă. Spațiilor, serviciilor, condițiilor, mediilor de învățare pe care le are o astfel de bibliotecă și le pune la dispoziția publicului mic. Nu vreau să mă mai întind. Ați înțeles despre ce este vorba în această cercetare, doar v-am dat un plan, câteva idei. Deci, dragii mei, țineți aproape, bibliotecile sunt extrem de importante. Marea majoritate știu că lucrați în învățământ, deci știu că știți, bibliotecile au un rol esențial. Deci suntem un trio, aș spune noi. Și bibliotecile intră, iată, în socoteala dumneavoastră. Deci, țineți aproape. Vă iubesc, felicitări tuturor și mult succes celor ce vor urma. Felicitări, felicitări, draga mea Luana, minunat, minunat, nu putea fi altfel decât minunat, minunat. Frumos, foarte frumos, foarte frumos. În continuare, o invit pe Hădărean Diana, profesor, scriitor, coordonator, cărți, reviste școlare naționale, internaționale, coordonator, proiecte internaționale și țări din Asia, speaker internațional. Diana, bun venit alături de noi, un om deosebit, un om cu care România se mândrește. Mulțumesc tare mult că sunt din nou la EU, da? Că apar foarte des în parteneriat cu India și astăzi mă bucur că sunt la conferința aceasta virtuală împreună cu, numai cu români, cu români, colegi de ai noștri, colegi de ai mei. Aș vrea să postez PowerPoint-ul, dacă se poate. Am o prezentare. Se observă? Da, sigur. Da. Așa, deci să mă prezint. Mă numesc Hădărean Diana și sunt profesor la Liceul Vocațional Pedagogic Beiuș România. Astăzi, în cele 5 minute care ne sunt acordate, doresc să fac o scurtă povestioară despre activitatea mea, despre activitate care a început în 2018, mai altfel decât celelalte activități extrașcolare pe care le facem noi la școală, deoarece am deschis porțile României și porțile școlii mele spre lumea exotică a Asiei, spre țări din Asia, spre școli din Asia. Și am început un parteneriat, așa am avut șansa, zic eu, să încep un parteneriat în 2018, care îl continui și în ziua de astăzi, cu Pakistanul, o școală din Pakistan, în cadrul proiectului internațional School Award, coordonat de Consiliul Britanic, un proiect deosebit, deoarece prin acest proiect, țara mea România și țara lor, am putut să ne share-uim activitățile culturale, interculturale, activități despre istorie, despre geografie, mai ales s-a vorbit mai înainte și despre geografie, de să ne cunoaștem efectiv țările. De activități de voluntariat, am avut și activități de voluntariat prin care am avut șansa să putem achiziționa în urma unor activități caritabile bani cu care chiar am îmbrăcat copii din școlile mai sărace din Pakistan. Aceasta a fost poarta mea pentru că din Pakistan,
foarte ușor am ajuns în India, foarte ușor am ajuns în Bangladesh, foarte ușor am ajuns în celelalte țări înconjurătoare Indiei și Pakistanului. Țări care ne-au oferit și ne-au oferit o foarte mare deschidere, o foarte mare prietenie, țări a căror cultură noi am început să o cunoaștem și am distribuit din cultura noastră, din cultura pe care o avem, din activitățile naționale pe care noi le avem. Aici ai parteneriatul școala mea cu școala din Pakistan. Împreună cu aceste școli ne-a venit ideea, tot din 2018 încoace, în fiecare an să scoatem câte o carte internațională. Prima carte internațională în care deja ne-au trimis articole și profesori din străinătate a fost O floare de iasomie pentru prietenie. Și titlul acestei cărți m-a dus la peste 2 ani să facem un alt proiect de voluntariat în cadrul mai multor țări din străinătate, în care fiecare școală a trebuit în comunitatea ei să-și ajute copiii cu situație precară. Am scos și reviste internaționale, am avut o revistă mai mică, mai minionă, acum 7-8 ani, pe care am transformat-o într-o revistă internațională. Mulți din cei prezenți astăzi aici la conferință știu despre revistele mele și chiar pe viitor doresc să colaborați cu mine, dacă doriți, pentru a trimite articole despre munca dumneavoastră deosebită, pentru a fi publicată. Aici tot reclamă de la revistă, aici e reclamă de la revista numărul 5, acum voi face anul acesta revista numărul 8, coperta de la revista numărul 6, tot revista internațională, vedeți că scrie și British Council International School Award, iar coordonatori am fost întotdeauna eu împreună cu profesori și din străinătate. Am mai avut un proiect foarte mare despre interculturalitate împreună cu școli din România și multe școli din străinătate, în urma cărei am scos o altă carte deosebită cu articole, Elemente de bună practică în educație interculturală. O carte cu un succes deosebit în anul 2020. Din cauza pandemiei am mai scos o carte în anul 2021, secolul 21, noi tendințe în educație și predare online pe timpul pandemiei, o carte în care profesori din țările străine tot așa au trimis articole despre cum au predat ei online și aici îi mulțumesc și la Ermina, deoarece am avut o invitație live la EU International University, în care timp de oră am explicat și eu și-am povestit despre predarea online a mea proprie de la clasele primare și predarea online în general, cea care am realizat-o noi în România. Revista numărul 7, tot o revistă extraordinară internațională, revista de anul trecut, tot cu articole pe diverse teme, unde țin neapărat acum să-i mulțumesc direct studentului Mihail Stănescu, care se află astăzi printre noi, deoarece este unul dintre deosebiții mei colaboratori. Mulțumesc foarte mult și te felicit pentru ceea ce faci. Așa. Înainte de pandemie am mai avut proiecte foarte mari cu Statele Unite ale Americii. Din păcate, pandemia ne-a oprit. Sper să continui. Tabăra americană, prin care studenți din America veneau la noi în oraș și în parteneriat cu școala mea realizam tabără în limba engleză, ateliere, tot felul de ateliere, pictură, sport, muzică, AVAP, științe ale naturii. Activitățile școlii mele și activitățile noastre le-am mai promovat în proiectele eTwinning. Am avut chiar un proiect de Smile of the Planet la care am fost eu coordonator, având parteneri foarte mulți tot din străinătate. Aici câteva imagini cu copilașii mei. Am avut un proiect e-learning, proiect tot cu țara din Pakistan, în paralel cu celălalt proiect al Consiliului Britanic. Un proiect în care un elev de-al nostru s-a remarcat prin postările pe care le-a făcut pe YouTube
filmulețe realizate pentru copii, filmulețe vizualizate în peste 20 și ceva de țări din străinătate, aici premiile elevului nostru, elev care m-a ajutat și el la realizarea coperții revistei anterioare care v-am prezentat-o, iar mâine la tipar, chiar mâine, o să-mi sosească coletul cu o altă carte internațională, 2022, cercetare didactică, articole a profesorilor din țară și din străinătate, articole despre cercetare didactică. Aici, coordonatori, suntem mai mulți profesori din 5 țări străine, iar colaborator la copertă, Mihail. Am participat la foarte multe conferințe internaționale din străinătate, popularizând astfel și ducând numele țării mele, mai departe peste hotare, inclusiv cu copii, copii mici și copii mai mari, pe diverse teme, mai ales pe teme de dezvoltare durabilă, imagini din cadrul conferințelor. Am participat și la conferință EU, acum vreo 2-3 săptămâni, tot pe teme de dezvoltare durabilă și îmi pare foarte bine că am putut participa cu elevi care să-și susțină propriile lucrări și mă mândresc cu aparițiile pe care le-am avut televizate fie în India, fie în țară. De ce? Pentru că am putut să popularizez munca, dar munca care o fac pentru școală și automat în dreptul școlii mele întotdeauna a fost trecut numele țării mele, România, cu care mă mândresc și cu care ne mândrim. Mă bucur pentru că m-ați invitat astăzi aici, mă bucur că mă întâlnesc și cu alte cadre didactice despre care am auzit și le felicit. Și doresc colaborare. Mă găsiți pe Facebook pentru dacă doriți să publicați articole. Mă puteți contacta și cu drag. Vă stau la dispoziție sau cu alte proiecte internaționale pe care le întreprind. Mulțumesc din suflet, vă felicit și succes celor care urmează după mine. Mulțumesc tare mult! Mulțumesc, Diana, minunată prezentare, minunată. Ți-am spus, ne mândrim cu tine, ești un dascăl valoros, ești un dascăl altfel. Mulțumesc. Care ne arată că educația poate fi minunată. Și altfel. Nu putem face altfel, da, o educație putem. Exact. Avea o educație altfel. În continuare, aș vrea să îl invit un tânăr, de asemenea membru activ IIU, un talent, aș vrea să spun, doctorant la școala doctorală de muzică și în cadrul Facultății de Teatru, student la psihologie în cadrul Facultății de Sociologie și Psihologie a Universității de Vest din Timișoara, profesor de educație muzicală și vă spun clar, fiindcă a fost colegul meu și este încă colegul meu, un dascăl altfel. Felicitări! Mulțumesc că... Așteptăm, mă bucur să te văd! Și eu mulțumesc de această dată! Mulțumesc foarte mult. Încerc să șeruiesc ecranul. Sigur, Daniel. Ok, eu vreau astăzi să vorbesc despre o mare artistă care este celebră, care rămâne celebră la nivel mondial și este vorba de Mariana Nicolescu, care din păcate ne-a părăsit acum o lună și jumătate. Vreau să trec în revistă doar câteva aspecte legate de mare artistă și în final vreau să ascultăm o colindă pe care o cunoaștem cu toții. Mariana Nicolescu, așa cum cu siguranță cunoaștem, a cântat pe cele mai renumite scene ale lumii, începând cu Teatrul La Scala din Milano, unde a fost soprana care
a debutat în cele mai multe, să spun așa, premiere absolute alături de românca Haricleia Darcle, nume de rezonanță la fel din România, chiar din Brăila. De asemenea, încă din anul 1995, Mariana Nicolescu a dezvoltat în România concursul internațional de canto Haricleia Darcle, iar apoi festivalul Haricleia Darcle, la care au participat din anul 1995 foarte mulți artiști de pe mai multe continente și care, trecând prin România, au ajuns apoi să cânte pe cele mai mari scene ale lumii. Apoi, aș vrea să punctez că în anul 1997, Mariana Nicolescu a interpretat în premieră mondială Seven Gates of Jerusalem, capodopera lui Christoph Penderecki, dedicată celor 3000 de ani ai orașului sfânt, iar partea sopranei a fost compusă special pentru vocea marii noastre artiste. Iar în final, la invitația Papei Ioan Paul al II-lea, a concertat la Viena în primul concert de Crăciun din anul 1993, vechi colinde românești ascultate de peste un miliard de oameni prin intermediul Mondoviziunii. Vom asculta, așa cum v-am spus, vechea colindă românească, O ce veste minunată, din cadrul acestui eveniment din anul 1993. Și în timp ce ascultăm, să ne gândim la marea noastră soprană, care nu mai este printre noi, dar care rămâne un nume de rezonanță pentru lumea operei la nivel mondial. Dani nu are sonor, acolo ai undeva sonor. Poftim? Nu are sonor, nu avem... Îți pot trimite ție să pui? Nu am cum să share. Undeva sus ai sound share. Că nu poți să vorbești. Poți să vorbești, dacă nu poți să prezinți. Da, nu știu unde. Pot să trimit pe chat. Poți să vorbești. Poți să vorbești. Ca să fie și un moment așa de colind românesc în cadrul acestui eveniment, pentru că ne apropiem cu pași repezi de această mare sărbătoare a nașterii Mântuitorului. Poate ascultă fiecare individual, îmi pare rău că nu se aude, nu știu cum să fac ca să pot să pun acest colind. Imediat Laura va... Mulțumesc! Atunci poți să ne mai spui câte ceva? De la minutul 3 începe O ce veste minunată. O ce veste minunată este un video cu mai multe colinde românești care au fost interpretate, așa cum a spus, de către marea artistă la acest prim concert organizat la Vatican. Există foarte multe înregistrări cu mari artiști pe YouTube, conferințe unde se prezintă tot felul de teme din domeniul muzical și la care au participat foarte mulți tineri artiști, recitaluri și, evident, masterclass-uri pe care domnia sa le-a ținut.
Mulțumesc frumos și vă doresc tuturor sărbători fericite. Minunat, Daniel, mulțumesc frumos, minunată prezentare, sărbători fericite de asemenea și multă, multă, multă sănătate, să fim sănătoși înainte de toate. În continuare, o doamnă minunată este profesor la Liceul Tehnologic, în cadrul Liceului Tehnologic Ioniță Andron, Negreștuaș, Satul Mare. De asemenea, un membru activ IIU, membru activ în sesiunile IIU, doamna Georgeta Roșu. Bun venit, româncuță frumoasă! Bun găsit tuturor! Mulțumesc pentru invitația făcută și pentru faptul că sunt alături de voi. Aș vrea să încerc să prezint materialul pe care l-am pregătit împreună cu un grup de elevi. Nu știu dacă reușesc să share-uiesc link-ul din aplicația Prezi. Dacă nu, Laura este aici, ne va ajuta. Laura? În două secunde. Am trimis link-ul Laurei. Ce am trimis eu către tine, Ermina, este un PDF. Da. Link-ul Prezi. Da, link-ul doar PDF-ul. Imediat. Deci nu mi-arată aici, când dau share, nu mi-arată absolut nimic de pe ecran. Înseamnă că poți să vorbești, înseamnă că nu e ok. Se întâmplă, poți să vorbești liber dacă dorești. Atunci o să încerc să primiți PDF-ul, dar aș fi vrut link-ul de Prezi. Laura, poți să share-ești PDF-ul, sigur. Mă un pic să... Nu putem dacă poți să pun foarte mult. Pentru că așa urmează colegii și... Deci nu-mi permite, nu știu, nu e compatibil. Laura, poți să șeruiești pe DF. La școală, că sunt la școală. Da. Nu pot, deci mi s-a blocat. S-a blocat și e posibil să mă și scoată. Da. Mă auziți? Da. Albit ecranul. Da. Perfect. Vă rugăm, doamna Georgeta, o să prezentați, da? Nu mai aud. Mă auziți? Da. Puteți să prezentați? Nu mai pot prezenta. Nu mai văd. S-a albit ecranul la mine. Georgeta, m-ai sunat pe ecranul lor. Mulțumesc. Mulțumim. Vă mulțumim. Se întâmplă? Deci să albit probleme de conexiune. Să trecem la următoarea persoană. Mulțumim mult, doamna Georgeta. Se întâmplă în online, se întâmplă orice. Să trecem la următorul. Este profesor de religie, geografie, școala gimnazială Mihail Sadovian, întorsătura Buzăului Covasna. O româncuță minunată care iubește portul nostru popular și promovează România. Lihor Alemănuța Sorina. Bun venit, Alemănuța Sorina! Bună seara! Bine v-am găsit! Cu emoție vreau să vă vorbesc despre locurile noastre ale întorsurii Buzăului. Am văzut că aici sunt o grămadă de profesori eminenți, să zic eu așa, și sunt tare mândră că avem așa o Românie. Dar pentru că ne apropiem de sărbătorile Crăciunului, vreau să vorbesc despre cerul și pământul. Cerul și pământul în cântare sună, îngeri și oameni cântă împreună. Și așa că vă voi vorbi despre zona Vama Buzăului, zona noastră, ca să vă fac curioși, din punct de vedere geografic, dar mai mult ghid, ca și ghid turistic. Astăzi voi fi ghidul nostru pentru întorsura Buzăului. Da. Cred că este ok, da?
Sunt profesor la Școala Gimnazială Întorsura Buzăului, în calitate de profesor de religie și geografie vă vorbesc. Iubesc foarte mult țara și mai ales meleagul ei. Ca să fii român înseamnă să-ți iubești credința strămoșească, care a născut martiri și eroi ai neamului, să-ți iubești tradiția, cultura pe care i-a dat acest pământ, cât mai ales să iubești necondiționat toate evenimentele țara astăzi ca să putem să o ridicăm. Aceasta ne spune domnul Dan Puric. Aș vrea cumva, așa, că nu reușeam să citesc. Despre Vama Buzăului, ca o prezentare, este o așezare acolo unde se unește cerul și pământul, așa spun eu. Munții sunt fragmentați, înguși, altitudini joase, trecătoarele succes, unele se deschid spre inima Transilvaniei, alte în jos către țara românească, aflată la 50 de km de Brașov, într-o depresiune intramontană aproape de munții Ciucașului. Comuna îți oferă ceea ce ai nevoie cel mai mult, liniște și lipsa traficului rutier. Se află pe drumul național 10 Brașov-Buzău, în orașul Întorsura Buzăului, către Brădeț, schimb direcția Vama Buzăului pe drumul 103A. Zona Buzaielor este în natură în toată splendoarea. O să vă spun că suntem la 6 km de Întorsura Buzăului. O recunoașteți această localitate după numele de polul frigului. Temperaturile sunt foarte scăzute în timpul iernii. În 2005 am avut -35,8. Asta cea mai joasă temperatură, dar vreau să vă spun că a fost o căldare, adică 3 săptămâni, n-ai și gelul de acolo, la -30 am stat cam tot timpul. Se mai numește și Buzăul Ardelian, este foarte popularizat de doamna Corina Bărăgan, profesor de istorie, care a reînființat Buzăul Ardelian. Este o localitate care a luat ființă în anul 1700. Denumirea Vama provine tocmai de la faptul că a fost graniță și Vama de trecere între Ungaria și România, iar Buzăul fiind de aici, în țara lui, de aici izvorăște. Localitatea, zona, a primit numele de Buzăul Ardelian. Ca și incursiune în trecut, avem foarte multe ruine, vestigii, cum ar fi cetatea Cruceburg de la tabla Buții, ruinele unde biserici reformate, clădiri anexe din secolele 15-16, renumite sunt festungurile, întăriri ale vămii, care au stat ca și ideal, să spunem noi așa, ale zonei, pentru că oamenii se mândresc cu acestea ca o vamă foarte puternică de trecere între Ardeal și țara românească. Acest munte, muntele Ciucaș, îl numim și muntele eroilor. Pe la trecătoarea tabla Buții, o trecătoare între Prahova și Ardeal, se află un monument, un cimitir al eroilor. De ce? Pentru că în seara de 14 august 1916, trupele române au coborât din tabla Buții pe mai multe coloane regimentate, între ele și regimentul 32 Mircea. Acest cimitir a rămas uitat de lume, dar nu și de cei de aici. Vreau să vă spun că în fiecare an, în data de 15 august, românii din zona Buzaielor, împreună cu românii de jos, de dincolo, de Cheia, în Prahova, cu preoți în frunte, cu steaguri, se adună la cimitir, oficiază parastasul eroilor și se întâlnește Ardealul cu țara românească, ceea ce este minunat. Avem aici câteva prezentări, este ceva extraordinar, chiar că zici că se unește cerul cu pământul. Ca și ghid, am vrut să vă arăt câteva locuri foarte frumoase de la noi, obiective turistice. Comuna noastră se numește mai nou stațiune turistică de interes local, pentru că domnul nostru primar, Chiriaș Tiberiu, a luptat pentru acest lucru și să vedeți de ce. În primul rând avem Cascada Urlătoare din Vama Buzăului, fenomen hidrogeologic,
front linear de izvoare cu depuneri masive de tuf calcaros. La baza depozitelor de conglomerare, cretacic inferioare, apar prânse de ape subterane care alimentează 7-9 izvoare cu debit și temperatură constante tot anul. Vreau să vă spun că putem să urcăm pe acest tuf calcaros fără să alunecăm. Copiii sunt foarte încântați, noi facem tot timpul excursii cu ei și e o ferie. Apropo de izvoare, urcă până sus în munte să caute izvoarele. Doamne, am mai găsit un izvor! Este diferită ca și înfățișare de cascada urlătoare din Bușteni. Aceasta fiind formată în mai multe cascade răsfirate pe un teren cu o piatră calcaroasă de culoare roșie. Din anumite puncte de vedere, seamănă mai mult cu cascada Pișoaia din Apuseni, cu Clocota din Giurgiu Băi, cu Bigăr, cu cea văzută în Toplița. Ce este avantaj? Este faptul că putem să ajungem cu mașina până acolo. Este asfaltat tot foarte frumos și sunt amenajate și măsuțe cu băncuțe, se poate sta susură la apelor, este pilonat. Avem o rezervație de Zimbri, numită Valea Zimbrilor, inaugurată în noiembrie 2008. Copiii la început nu știau ce să ia Zimbri și haide mamă să vedem niște vaci altfel decât ale noastre. Ceva foarte frumos pentru noi a fost și oricum a devenit recunoscută, este foarte bine organizată, deocamdată 11 hectare în sat, dar deja se amenajează în munte, 80 de hectare, unde se văd deja, sunt tunuri de observare, putem să mergem să vedem zimbri în mediul lor natural. Pe lângă zimbri mai sunt și cerbi, ciute, mai nou au dus și păun și capră și de toate. Este minunată pentru că are și spațiu de joacă pentru copii. Tiroliana este încântarea celor mai mărișori un pic. Valea 21, Vama Buzăului, de la tradiționalism la modernism. Este un model de oraș al viitorului, putem să spunem, un parteneriat între noi și Olanda. Proiectul promovează ideea unui concept unic de condomoniu, bazat pe valoare tradiționale de a trăi simplu și aproape natură. Totul este ecoturistic, case de vacanță nemaipomenite. Deja s-au făcut 5, s-a hotărât, proiectul presupune 21 de case care vor fi date și la închiriat. Ce este interesant, totul este bio și ecologic. Încălzirea este solară, apa este forată și foarte bine organizat spațiul din punct de vedere eco. Gastrolocal Vama Buzăului este un proiect inițial la nivelul comunei Vama Buzăului și dorește să fie extins în tot județul. Au fost cooptate mai multe familii, inițial au fost 10-15, acum avem vreo 40 de familii. Vedeți simbolul de gastro, acesta din mijloc. Dacă ai văzut pe poartă acest semn, sigur poți să mergi să mănânci, să bei, chiar să stai și odihnești. Au și camere de cazare, prețul este foarte modest, oamenii primitori, ceva deosebit. Omul sfințește locuri, ca obiceiuri și tradiții, sărbătoarea fiii satului, gospodarul Vămășan, festival folcloric Ciobănașul, toate organizate cu ajutorul primarilor noștri. Premiem fiii satului, cetățenii de onoare, dar premiem și cel mai frumos armăsar, cea mai frumoasă vacă, cel mai bun gospodar. La Ciobănașul festivalului deja este la 49 ediție, unul din cele mai longevive festivaluri, chiar din țară, putem să spunem. Aceștia au chiar o datorie de onoare să perpetueze aceste obiceiuri. Mai avem și un festival al încondeierii ouălor. Acesta, acum mi-am adus aminte că era bine să vi-l prezint, tot așa, cu vechime, 30 de ani. Ceata zoritorilor, pentru că suntem aproape de Crăciun, feciorii satului se adună în curtea bisericii îmbrăcați în costume naționale, cei necăsătoriți, bineînțeles,
primesc binecuvântarea preotului și pornesc la colindat, mai ales la fetele pe care și le doresc să le pețească, strâng bănuți, după care organizează un bal al zoritorilor. Și am vrut să vă prezint și nunta noastră. Anul acesta am avut nuntă cu băiatul și am ținut-o în mod tradițional, pentru că noi ținem foarte mult la aceste obiceiuri. Soțul meu este preot lângă Sita Buzăului și obiceiurile, tradițiile, datinele sunt ceva sfânt pentru noi. Sunt mândră că sunt româncă, sunt mândră că sunt vămășancă. Vă mulțumesc! Dacă pot să intervin 2 minute, o să o felicit întâmplător ale mânuța de 2 ori, dar va apărea și a treia. Deci eu sunt mătușa și 2 nepoate, una ale mânuța Sorina, care o vezi de față, și alta ale mânuța Maria, și mulțumesc, Ermina, că ne-ai unit. Felicitări tuturor și mulțumim. Este deci o mare plăcere. Și a treia preoteasă, da. O așteptăm, o așteptăm. În aia eu avem... Să fie sănătoasă, e Alba Iulia. E Alba exact. Iulia. Și sunt bucuroasă pentru că avem români de pretutindeni, avem dascări din toată România, din toate colțurile României. Să urmărim acum un moment artistic dăruit de doamna Aura Swarovska, o soprană minunată, un glas îngeresc, o soprană internațională care a cântat pe marile scene ale lumii și cântă în continuare. Un om cu suflet de aur. Să urmărim! Mândrulița mea, nu vede că te-am lăsat, mândrulița mea.
minunat moment muzical, un om cu suflet de aur, o româncă adevărată. În continuare, aș dori să o prezint pe doamna Rădulescu Simona, profesor de limba engleză, Școala Gimnazială Sfântul Andrei, sector 6, București. Un om deosebit, un dascăl cu energie, o româncă valoroasă. Doamna Simona. Bun găsit tuturor! Este o adevărată onoare pentru mine să particip la un eveniment cu asemenea amploare. Vă sunt recunoscătoare pentru invitație și pentru oportunitatea pe care mi-ați oferit-o de a prezenta o parte din munca mea cu scopul de a face cunoscută țara, cu scopul de a ne face cunoscute obiceiurile. Anul trecut, pe vremea aceasta, derulam un proiect foarte interesant pe care l-am continuat la un alt nivel în acest an școlar. Am să vă vorbesc însă despre proiectul de anul trecut, pentru că cel de anul acesta încă nu s-a finalizat. Este vorba despre un schimb de felicitări. Acesta a fost pretextul pe care l-am avut. A vorbit despre tradițiile care ne unesc, pentru a vorbi despre obiceiurile românilor de pretutindeni. Am avut ca parteneri în acest proiect o serie de numai puțin de 13 cadre didactice sub coordonarea doamnei profesor Olesia Ipati din Republica Moldova și am reușit să-l ducem la oaltă, deși doar în mediu online, peste 300 de elevi din diferite colțuri ale lumii, elevi vorbitori de limbă engleză, dar având ca limbă maternă limba română. Vă voi prezenta o serie de imagini. Iată proiectul nostru. Copiii nu doar că au colindat, ei au derulat o sumedenie de activități pentru o primă etapă a proiectului. Ei au realizat afișe cu ceea ce îi încântă pe ei în timpul sărbătorilor de iarnă. Fiecare dintre școlile participante a creat un astfel de afiș și l-a prezentat partenerilor. Am avut, vă spuneam, o serie de întâlniri online care s-au concretizat și cu niște spectacole foarte interesante și nesperat de reușite. Copiii au intervenit într-un adevărat spectacol regizat. Iată aici, de 1 decembrie, o serie de elevi costumați, purtând costume naționale și prezentându-le colegilor poezii și cântece naționale de asemenea, tot purtând costume naționale, copiii așezători. Au confecționat... Simona, nu este vizibilă prezentarea, dacă poți să mărești cumva pagina sau... Este păcat să nu vedem. Da, sigur. Mm-hmm. Așa cred că este mai bine, nu? Da, e mai bine, sigur. Mulțumesc. Mulțumesc. Au realizat o serie de podoabe și decorațiuni pentru clase și pentru braz. Și au împodobit atât brăduți în interior, cât și în curțile școlilor.
Și au ajuns la punctul în care au confecționat felicitări pe care le-am și trimis către peste hotare către partenerii din celelalte țări, astfel încât copiii implicați în proiect au primit felicitări realizate de partenerii lor, au fost foarte încântați. Tot în cadrul acestui proiect au avut loc și câteva activități caritabile. Unii copii au donat familiilor nevoiașe de pe lângă biserici, alții au fost ajutați de parteneri externi și iată, copiii au scris scrisori către Moș Crăciun, iar scrisorile lor au constituit material pentru realizarea brăduțului pe care îl vedeți, brăduț care a fost scos la licitație și care a reușit să câștige onorabila sumă de 3.300 de euro, care au fost direcționați către o casă de copii. Am să vă las câteva momente să ascultați un fragment din intervențiile copiilor. Vă spuneam că au avut loc câteva spectacole de-a dreptul surprinzătoare în care copiii au interpretat cântece și colinde. Minunat, Simona, minunat, minunată prezentare. Și nouă nu este vizibilă? Scuze, în momentul acesta nu se aude? Nu este vizibilă. Reiau. Nu se vede. Probabil ceva din program. Da. Imediat reiau share-ul. Ar fi păcat să nu vedeți momentul acesta la care copiii... Sigur. Da. Opresc aici acest scurt fragment, nu însă de a vă continua prezentarea anterioară. O clipă, să reiau slide-urile. Așa. Alt moment. Spuneam că atât copiii cât și dascălii s-au bucurat de reacțiile din partea comunității pe parcursul acestui proiect. Iată aici câteva impresii primite. Nu închei înainte de a vă ura tuturor sărbători fericite și la mulți ani. Mulțumesc, dragă Simona, minunat, ne mândrim cu tine, ești o minune și e mare energie și mă bucur să vă văd pe toți în strai popular, în hainele noastre, în portul nostru tradițional. Este atât de frumos. Și eu vă mulțumesc încă o dată pentru invitație. Cu mare drag. Și acum urmează un student cu care România se mândrește. Un student în anul 4, Universitatea Politehnică a București. Multimedaliat internațional în area socială, științe sociale.
Tănescu Mihail Alexandru, un student pe care îl admir și pe care de fiecare dată când l-am chemat a fost acolo. Mihail, ai cuvânt. Da, te auzi, Mihail? Ok, aș dori să dau un share. Răspund, este vizibil? Perfect. Ok, mulțumesc de introducere și în următoarele minute încercăm să avem o perspectivă asupra acestei tematici, destul de interesante, de altfel, și anume, This is my Romania. Sincer, acest topic a fost ca o provocare pentru mine, deoarece țara aceasta are foarte multe lucruri rău, care, sincer, când trebuie să exprim pentru la un străin, în proiectele mele Erasmus, care am fost în toate concursurile internaționale, sincer, mă cam lasă fără cuvinte cu ce să încep. Însă am încercat să am o prezentare mai aparte, în sensul că România l-am luat ca un acronim și acum să vedem ce înseamnă acel acronim pentru mine. Astfel, avem prima literă R. Ce ar putea să fie ca o calitate pentru noi românii? În primul rând, mă gândesc la chestia de rezistență. Au trecut decenii, veacuri, milenii. Începând de la daci, perioada medievală până în prezent, noi ne-am tot luptat și am rezistat. Niciodată n-am, țara noastră nu s-a dizolvat și chiar am existat și ne-am făcut mândri prin personalitățile avute de-a lungul istoriei. Apoi, în legătură cu O, m-am gândit că un aspect interesant și statistic, dar din nou, mă raportez la istorie, ar fi faptul de religia noastră majoritară, ortodoxism. Eu consider că și prin religie, partea spirituală, putem să spunem că ne putem echilibra social, în sensul că, ok, ne gândim la ceva anume și acela anume poate să ne direcționeze spre liniște și totodată să fim în continuare brilianți cu N și N idei noi. Apoi, în legătura cu următoarea literă, M, putem spune că ne putem lega de motivație. De ce? Noi ca țară, mai bine spus, noi ca fiecare membru al acestui popor, avem anumite motivații, avem anumite aspirații pe care încercăm să le luăm. Ok, poate nu ne iese din prima. Există și șansa aceasta. Dar perseverăm și încercăm într-un final să ne atingem acel target. Și consider că noi suntem un popor care chiar avem motivații pentru care luptăm și încercăm să perseverăm. Apoi, am considerat I din I și nu din I din A pentru a ne raporta și la trecut cum era scris cuvântul România. Iar legat de această literă, m-am gândit că o calitate ar putea să fie faptul că noi românii suntem un popor foarte înviorat, în sensul că, ok, avem tradiții, după cum putem vedea în poză, avem hore, sârbe. Toate aceste dansuri ne înviorează și este ca și cum am vedea un răsăritul, o nouă zi, astfel încât ne dă putere să continuăm a go, a go and a go. Apoi avem N-ul, care putea să vină de la noblețe. Ok, de-a lungul veacului am avut foarte mulți conducători cu care ne putem mândri. De ce bani? Ok, anterior cu revista. Ștefan cel Mare, Vlad Țepeș. Tot așa, am ajuns în perioada regală, familia de Hohenzollern. Și tot așa, chiar și în prezent, sincer, în opinia mea, avem câțiva conducători care ne ajută să ne dezvoltăm într-o oarecare parte și putem spune că ne face și mândri peste hotare. În ultim, apoi, mai urmează, legat de istorie. După cum ați tot observat în prezentarea mea, m-am tot legat de istorie. Un motiv pentru care mă tot leg, constă următoarea afirmație și anume, cine nu are istoria trecutului, riscă să-l repete. Astfel, consider că nu strică să cunoaștem câteva povețe din trecut. Ok, conducător, lupte sângeroase, etc., am păstrat autonomie, independență și tot așa. Dar totodată și pe latura artistică. De exemplu, învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său, Teodosie.
o lucrare foarte bună pe partea de etică sau lucrările lui Dimitrie Cantemir. Tot așa. Consider că istoria noastră este foarte bogată și foarte plină de înțelesuri pe care le-am putea lua noi ca popor, dar totodată pot să fie promovate și în afară. De exemplu, și pe parte culturală, cum am zis, cineva, oameni foarte cunoscuți, cum este Brâncuș, un mare sculptor internațional. Și nu în ultimul rând, legat de o chestie care consider că o folosesc și eu, faptul de adaptabilitate. În sensul că, ok, încercăm prin motivație. Nu ne este. Nu ne este subiectul, ok? Dar mergem către alt subiect. De exemplu, eu am încercat în primă fază cu fizica. Am ajuns până la un anumit punct, apoi am zis, vreau ceva mai mult care să mă atragă și mai mult. Am trecut pe parte de informatică. Am ajuns și acolo la un punct și am zis, stai un pic, hai să corelez cu fizica ce ar putea să iasă. Am ajuns pe partea de social science, pe care ați menționat și vă mulțumesc frumos, și consider că, în linii mari, noi ca popor, ori de câte ori am primit provocări, am trecut într-un fel sau altul, ok, uneori cu mai multă răbdare, dar am trecut. Acestea fiind spuse, România o văd ca o țară rezistentă, ortodoxă, plină de motivație, cu un popor foarte înviorat, totodată cu noblețe, o istorie plină din care poate să învețe toate popoarele lumii și, nu în ultimul rând, un popor foarte adaptabil, care în momentele importante știe cum să se miște și să ia atitudine. Și acum, în încheiere, aș dori să închei cu un citat a unui scriitor, zic eu, destul de important pentru noi români, Tudor Arghezi, care afirma că țara noastră nu are ce face cu tineri îmbătrâniți. Îi trebuie bătrâni, mulți bătrâni, însă tineri. Consider că este o vorbă de duc pe care ar trebui să o luăm aminte chiar și în prezent. Ok, tineri, toate cele, dar consider că mai trebuie să avem unor și răbdare, trebuie să avem și, să zicem, un pic de înțelepciune pe care o putem să o luăm de la cei mai în profesie și, de ce nu, împreună să facem un viitor mai bun. Vă mulțumesc frumos! Extraordinară prezentare! Noua generație! Așa vreau să îi văd pe toți! Bravo! Bravo, Mihail! Mândră de tine! Un aer tineresc, energie, optimism! Bravo! Și realism! Perfect. Dacă îmi permiteți, doamna moderator, da, și pentru studentul nostru, România se scrie cu Ă din A, nu cu Ă, și atunci Da. Da, sigur, este un specific, probabil în online se întâmplă, suntem Nu, a specificat. Acronimul respectiv. A făcut-o intenționat ca să facă referire la trei. Da, exact. Categoric, dar trebuie să specificăm acest lucru. Mulțumim frumos. Să trecem la următorul speaker. Laura Stanciu este vicepreședinte IIU România, profesor de engleză. Ce aș putea să spun, Laura, despre tine? Mereu alături de mine, mereu alături de IIU România, profesor de engleză la Școala Superioară Comercială Nicolae Crețulescu din București. Un om mereu cu zâmbetul pe buze. Bine ai venit, Laura! Bună seara tuturor! Bună seara, Ermina! Mă bucur să fiu aici. Sunt onorată că am fost invitată să fac parte din acest minunat eveniment. Și eu aș vrea să vă spun acum despre unele din proiectele pe care le-am făcut în școala noastră, și anume legate de educația pentru viitorul sustenabil al planetei, deoarece credem că este foarte, foarte important să învățăm cum să ne protejăm planeta, cum să avem grijă de ea și cum să implicăm elevii în asta cât mai mult. Școala asigură cadrul în care se desfășoară un proces complex de formare a elevului din punct de vedere instructiv, dar și educativ,
Educația privind mediul înconjurător are ca scop conștientizarea problemelor cu care se confruntă planeta, formarea de atitudini pozitive și încurajarea acțiunilor care susțin protejarea mediului, precum și îmbunătățirea calității vieții prin promovarea unui stil de viață sustenabil. Obiectivele de dezvoltare durabilă, cunoscute și sub numele de obiective globale, au fost adoptate de Națiunile Unite în 2015 ca un apel universal la acțiune pentru a pune capăt sărăciei, a proteja planeta, a asigura tuturor copiilor accesul la educație, drepturi legale tuturor și a pune capăt discriminării. Acestea sunt cele 17 obiective de dezvoltare durabilă despre care învățăm în școala noastră. Au 169 de ținte specifice, printre care se numără salvarea planetei, protejarea mediului înconjurător, promovarea inclusivității și a egalității de șanse, oprirea foametei și sărăciei în lume, obținerea de energie regenerabilă și sigură pentru mediu, orașe și comunități durabile, favorabile incluziunii, în condiții de siguranță, rezistență și durabile, utilizarea responsabilă a resurselor, promovarea societăților pașnice și favorabile incluziunii și încurajarea parteneriatelor. Sunt numeroase beneficii pe care proiectele și programele educaționale le aduc. Transformă învățarea într-un proces mult mai plăcut pentru elevi, într-o activitate interactivă, atractivă și complexă. Implicarea elevilor în proiecte educaționale le oferă acestora șansa de a colabora cu elevii din alte țări, de a descoperi alte culturi, îi încurajează să investigheze și să întreprindă activități de cercetare, învață să ia decizii responsabile și să aibă un rol activ în societate și le arată rolul lor în construirea viitorului, pentru că ei trebuie învățați încă de mici că au un rol. Acesta este proiectele pe care am realizat legate de e-waste, de copile electronice și impactul pe care acestea au stat. Cât de important este să reciclăm așa cum trebuie aceste deșeuri. Indiferent de vârsta lor, elevii pot învăța acest lucru, pot învăța că acțiunile lor contează pentru mediu, pentru planetă și pentru viața pe care o vor avea în viitor. Acestea sunt doar câteva dintre lucrurile pe care le-au realizat ei despre deșeuri sau utilizând deșeuri, e-waste. Am avut în școala noastră numeroase întâlniri virtuale prin care am promovat valorile naționale. Am aflat unii despre alții informații legate de cultura țărilor partenere. Am conștientizat importanța obiectivelor de dezvoltare durabilă și am promovat un stil de viață responsabil și sustenabil. Ne-a făcut mare, mare plăcere să prezentăm elevilor din alte țări, imagini din România, tradiții, obiceiuri și tot ceea ce înseamnă pentru noi România. Acestea au fost alte proiecte care ne-au dat șansa să folosim Flipgrid, Minecraft, Wakelet, prezentări PowerPoint, Canva. Cel mai mult cred că le-a plăcut elevilor sau printre cele mai apreciate activități au fost cele în care au folosit Minecraft, un joc care le place foarte mult, pentru a face alți elevi, colegilor, să conștientizeze importanța protejării mediului. Printr-un joc au transmis un mesaj. Au folosit de asemenea galerii virtuale de artă, au avut secțiuni în care și-au exprimat părerea prin vocea elevilor, desene, picturi, creații literare, cântece și chiar și e-newsletter, o revistă electronică. Proiectele le-au adus elevilor activități creative menite să le încurajeze imaginația, să le dezvolte gândirea critică,
precum și empatia și sentimentul de responsabilitate față de semenii lor și să le ofere modalități inovatoare de a-și exprima ideile. Asta este una din imaginile create în Minecraft, în care vorbesc despre SDG 11, obiectivul de dezvoltare durabilă numărul 11. Aici sunt, ce este o diplomă pe care am obținut-o și un certificat prin care elevii au adoptat un elefant. Aici este un premiu, ne-am calificat în top 5 câștigători la competiția organizată de IIU, SATVA, care a avut ca obiectiv Global SDGs. Am realizat calendar SDG, broșură, diverse alte lucruri care să exprime ideea de protejare a mediului. Acesta este o poezie făcută de elevii școlii noastre, în care am încercat să includem toate obiectivele de dezvoltare durabilă. Aici. The only planet that we have right now is the Earth. The Earth that we call home is suffering from all of the dirt that people are throwing away. They're trashing the ocean, and we are the one and only source on this world of pollution. Evolution didn't make us become better people when there's people out there dying 'cause they drank water straight from a river. Big plastic bags that are swimming right now through the sea are ours and our planet's biggest enemy. Let's all do ourselves a favor and plant a tree, because there's not enough oxygen out here for you and me. Climate change is real and climate change is here, and if you don't think so, believe me that the end is just near. I am tired to hear that we just can't do nothing. Instead of it, at least I am doing something. I am recycling, also I am rapping about our dark future that's just inevitably coming around. Yeah. But we can still change it. Everything starts with you. Totul începe cu voi. Acesta era mesajul pe care elevul nostru a încercat să-l transmită prin melodia sa. Să reciclăm, să plantăm un copac și să facem lumea un loc mai bun. De asemenea, elevii au făcut și un joc interactiv utilizând platforma Genially. Și voi prezenta doar câteva din câteva imagini. Elevii apasă pe diversele butoane, aleg răspunsul corect și văd în felul acesta cum pot ajuta planeta. Am plantat copaci și mulțumim IIU pentru activitatea aceea minunată. Am participat la Open Your Heart, Let's See Your Mind, un program în care elevii au aflat foarte multe lucruri și în același timp s-au distrat. BCAP, în care la fel am colaborat și am aflat foarte multe lucruri despre elevi din alte țări și despre tradițiile și obiceiurile altor țări. Și în concluzie, vreau să încurajez pe toată lumea să participe la activități, deoarece implicarea în astfel de proiecte le dezvoltă elevilor gândirea analitică, abilitățile de lucru în echipă, creativitatea și spiritul civic îi face mai responsabili, mai implicați și mai conștienți de rolul pe care l-au în societate. Cadrele didactice și instituțiile de învățământ trebuie să persevereze în inițierea de astfel de proiecte și în atragerea unui număr cât mai mare de elevi, pentru că doar ei pot face lumea un loc mai bun. Ei sunt schimbarea. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, Laura! Sclipitor, ca de obicei! Minunată prezentare! Ne amintim de lucrurile frumoase, de proiectele făcute împreună,
amintiri frumoase, ca de obicei, ale Mănuțar, da? Scrina Popescu e afară de atâta timp, e acolo la Ciucaș, n-are semnal, stă afară și așteaptă să vorbească, o putem invita să... O putem invita să vorbească, sigur, următoarea este Crina Popescu, un profesor deosebit, un profesor care astăzi ne-a trimis steagul României de acolo de unde este, Colegiul Ferdinand I, Măneciu Prahova, România, președinte Centru Științific de Geografie Ciucaș, Măneciu Prahova, România, coordonator Ecoșcoala, inițiator proiecte Geografie fără frontiere și tradiții și obiceiuri mănăcene de pretutindeni, proiectul Satul Sustenabil în spațiul european, organizator și inițiator Conferința Internațională de Geografie, Geografie fără frontiere. Bine ai venit, Crina! O bucurie să te avem alături! Ne auzi, Crina? Cred că nu ne aude. Îl chemăm pe Mircea până vine ea. Mircea, student anul întâi la Universitatea Lucian Blaga Sibiu, specializarea electronică aplicată, un student extraordinar, membru activ în IIU, mereu prezent alături de noi. Mircea. Cred că Mircea nu are semnal. Trecem mai departe. Lector universitar, expert în educație, programe europene, lector formator de formatori acreditat internațional de DBD Academy, Germany, expert contabil judiciar, auditor intern, auditor de calitate, TUVA Austria, diplomă de excelență, Institutul Național de Administrație Publică, Centrul Regional Timișoara, președinte fondator Lions Club Timișoara Dynamic Plus, președinte Regiunea Națională de Dezvoltare District 124 România, o româncă cu care mă mândresc, o româncă pe care am cunoscut-o personal, cu care am lucrat, un om plin de energie, un om serios și organizat. Bun venit, român frumos, româncuță frumoasă, bun venit, doamna Crăsneanu, Ana. Vă rog să deschideți microfonul. Nu vă auzim. De acolo, din Timișoara. Bună seara tuturor. Asta e România, într-adevăr. Cu adevărat, un mesaj de transmis lumii întregi. Felicitări, Ermina, felicitări tuturor. Așa dovedim că împreună suntem mai puternici. Ai spus prea multe despre mine. Nu aș dori astă seară să vorbesc despre mine, ci despre activitatea care o dedicăm tinerilor în educație și de aceea eu aș dori să vă prezint programul propriu Educație prin Voluntariat, pe care, după cum știi, că ne-ai ajutat de multe ori și ai fost parte al programului nostru, este un program special realizat în cadrul clubului din care fac parte, mai precis, fac parte din cel mai mare club de voluntariat din lume, fondat în 1917 de omul de afaceri Melvin Johnson, înființat la Chicago. În România, primele cluburi Lions au fost fondate în 1990, imediat după Revoluție, și la ora actuală avem peste 1600 de membri și 77 de cluburi. Personal, în anul 2018, când am sărbătorit aniversarea 100 de ani în România, 100 de ani Lions, am fondat primul club de voluntariat în specialitatea educației în România, club care, bineînțeles, nu putea să existe decât cu 100 de membri. Sunt mândră de aceasta. Și sunt mândră de faptul că acest club s-a dezvoltat și se dezvoltă în continuu, devenind marca Dynamic Plus la încă două cluburi. Clubul din Țara Făgetului, Dynamic Plus, care cuprinde toată zona istorică a Țarei Făgetului, de la Făget până la Nădrag și Pietroasa. Și un al doilea, chiar aproape de Timișoara, la Sfânt Mihaiu Român, care cuprinde mai multe comune din zonă, până la Ceacova, Deta, Voitec, toate cu tradiții istorice.
despre care se știe mult în lume, cu proiecte frumoase realizate de tinerii noștri elevi, studenți, însoțiți de cadrele didactice. Avem mai nou și două branch-uri, la Peciu și Nădrag. În special, ne-am dedicat programele noastre educației. Anual realizăm peste 100 de proiecte educaționale care cuprind mai multe sfere. Educația pentru mediu, educația pentru sănătate, educația plastică, educația muzicală, programe destinate tineretului, programe destinate cadrelor didactice, cum ar fi Lions Quest, tabere pentru tineri, tabere internaționale. Pe scurt, aș vrea să încep cu cel mai iubit proiect al nostru, Educația pentru Mediu, care face parte din Programul Internațional de Mediu. Și îți mulțumesc că alături de tine am reușit să punem Timișoara în special, dar și România pe harta virtuală a lumii. Avem o activitate foarte bogată în domeniul educației ecologice și a mediului, atât în domeniul universitar și preuniversitar. Chiar zilele acestea am avut foarte multe activități. Plantăm anual perdele de pomi, în special stejar și brazi, atât în Timișoara, dar cât și în campusurile universitare. În Timișoara, în campusul Universității de Științe ale Vieții, și ne-am făcut obiceiul ca la fiecare obiectiv nou construit, școală, grădiniță, să plantăm în fiecare an cel puțin 100 de pomi. Anul acesta am avut brazi plantați la grădinița de la Ceacova și în același timp am amenajat un parc pentru vârsta a treia, care ne ocupăm de el împreună cu elevii și sprijiniți de Adit Timișoara, ONG care ne ajută foarte mult cu sponsorizări pentru munca realizată de elevi îndrumați de profesori. Avem deja o tradiție în concursuri pe arta reciclării. Ieri am încheiat la Universitatea de Științe ale Vieții, în 15 ianuarie de ziua lui Eminescu, premiem, pot să le spun artiști, că e o artă a reciclării, unde avem alocate 1500 de premii, premii foarte valoroase. Începând din pandemie, am organizat această ediție pentru a-i motiva pe copii și au primit premii frumoase. La acea vreme au primit tablete, telefoane multifuncționale, au primit biciclete, triciclete, rucsacuri și rechizite și termosuri, alte obiecte necesare lor. Prin tot ceea ce facem și facem aproape lunar, alături de prietenii noștri de la ADIT, lecții de educație ecologică în cadrul școlilor, acolo unde avem membri Lions, dar nu numai. Aceste lecții de educație ecologică sunt foarte așteptate de elevi și avem un semnal bun în sensul ăsta. Avem obiceiuri ca primăvara să ne aranjăm fiecare parcul din curtea școlii, să plantăm pomi în fiecare școală și sărbătorim tot în cadrul mediului Ziua Pământului, Ziua Apei, Ziua Pământului Bănățean și multe, multe concursuri realizate cu și finalizate cu marcări de trasee turistice și așa mai departe. Deci este un program pe care vrem să-l prezentăm lumii întregi. Avem 25 de canale pe care ne prezentăm activitatea și două programe de televiziune. Te invit să fii alături de noi în cadrul acestor programe. Un alt program pe care îl desfășurăm și face parte tot dintr-un program internațional
destinat educație pentru sănătate, are activități de prevenție pentru vedere și pot să spun cu mândrie că am câștigat un proiect. România a primit fonduri în acest sens pentru 8 aparate și acum depunem din nou un proiect de vedere. Au fost verificați la nivel de țară cel puțin în anii anteriori pandemiei peste 5.000 de elevi. Și este necesară o activitate de prevenție în acest sens. În al doilea proiect mare este destinat diabetului, unde derulăm caravane în fiecare an prin sate, prin comunile îndepărtate, dar avem acțiuni și la nivelul comunităților locale, în centre, unde avem colegi medici care se ocupă de această activitate. Tot la sănătate aș putea spune, din păcate, că avem și cazuri și de elevi pentru cancer pediatric și de aceea facem parte și din acest program, unde facem activități educative cu colectare de fonduri și ajutăm copiii, elevii și bătrânii atunci când este cazul. Un alt program este destinat hrană atât elevilor, studenților, dar și bătrânilor. Se numește Hrană pentru Toți și suntem sprijiniți aici cu multe bunuri donate și de la colegii noștri din Germania. Pentru problemele de handicap suntem sprijiniți cu sponsorizări de la colegii noștri din Franța. Avem și bibliotecii înființate în România, tot de la colegii din Franța. Avem foarte multe programe umanitare și anul acesta am avut foarte multe activități de colectare de fonduri pentru cei aflați în nevoi din Ucraina. În Timișoara am avut mai multe centre de educație unde am sprijinit familiile cu copiii care au fost așezați în această zonă. Și în Timișoara am primit de la primărie un spațiu pe care l-am amenajat de la zero și l-am mobilat cu tot ce este necesar ca primire. Un proiect care a fost peste 40.000 de euro. Am avut onoarea anul acesta să fim gazda celui mai mare concurs în domeniul fizicii, Cupa Mondială a Fizicii, unde am avut în România peste 56 de țări și se derulează o dată la 6 ani, România fiind una dintre cele 6 țări participante. Noi le-am dăruit o zi Lions pentru a vedea extracurriculară, pentru a vedea frumusețile patriei. Au solicitat să-i ducem la Corvinul, la Hunedoara, la castel. Le-am prezentat apoi Traian Vuia, unde ne-au sprijinit primăria, și la Făget, la cel de-al doilea club al nostru, a avut o seară destinată educației, unde au fost împreună și elevii și studenții, terminându-se cu mai multe concursuri destinate sportului, dar și culturii noastre. Am avut de asemenea programe de tineret. Ne mândrim că România are tabără de specialitate matematică. Chiar din clubul nostru, anul acesta, primele două locuri au fost câștigate de elevi ai Școlii Generale numărul 19, coordonate de colega noastră, și a devenit o tradiție. Este al treilea an când participă la această tabără. Nu în ultimul rând,
sprijinim foarte mult schimburile de tineri în taberele internaționale. Spre exemplu, eu personal am fost familie gazdă pentru 15 tineri pe care am găzduit timp pe parcursul celor 3 ani. Anul acesta vom avea din nou, dar în același timp și noi am trimis din România. Am avut elevi și studenți din Franța, din Olanda, din Danemarca, din Norvegia, din Taiwan, din Italia și la rândul nostru, vorbesc de club acum, am trimis elevi în Japonia, în Taiwan, în Italia și la anul acesta acum se pregătesc dosarele pentru 5. Deci sunt într-adevăr activități frumoase cu care putem să ne mândrim și care trebuie să le dezvoltăm în continuare. Mă bucur că am văzut la antevorbitorii mei că au avut asemenea inițiative și le doresc succes tuturor. Vă felicit încă o dată pentru tot ceea ce faceți, că faceți bine și vă doresc sărbători fericite. Vă mulțumesc frumos, doamna Ana, o româncuță frumoasă, atât la vorbă cât și la port. Un român adevărat care promovează România, își iubește țara, o româncă cu care eu mă mândresc și mă mândresc că am lucrat împreună și vom lucra. Un membru. Te felicit și eu îți mulțumesc. Mulțumesc, mulțumesc. Și acum avem invitatul nostru de onoare, o prietenă adevărată, o prietenă din copilărie, profesor Trăistariu Nicoleta, consilier local, sector 6, București. Bine ai venit, Nicoleta Trăistariu. Este o plăcere să avem alături. Bună seara tuturor! N-am ajuns acasă, mi s-a descărcat telefonul, am încercat să-l încarc atât cât am putut. Am urmărit cu interes tot ceea ce s-a prezentat și sunt fericită că am văzut profesor pentru învățare din sectorul 6, dar și că am descoperit ceea ce fac ei. Undeva, nu știu, nu sunt promovați suficient. Și chiar mă gândeam, văzând atâtea lucruri minunate și la colegii din țară, sunt și eu profesor titular într-un liceu din sectorul 6, de ce nu merg lucrurile? Ce ar trebui să facem ca lucrurile să meargă? Sunt fericită că am văzut și câțiva tineri printre noi, majoritatea colegilor am observat că sunt așa școliți sau în sistemul acela rigid de învățământ, care nu urmărea neapărat formarea de competențe, dar care au reușit să ne formeze competențe și să creeze dascăle adevărați. În rest, ce să vă spun? Să continuați pe aceleași coordonate ale calității în tot ceea ce faceți și sper din tot sufletul că vom reuși împreună să aducem învățământul românesc acolo unde ar merita să fie, iar dascălii de valoare să fie, să zic așa, mai bine remunerați. Cred că n-aș greși, fiindcă da, acea gradație de merit pe care o obținem cu greu, nu reușește să acopere necesitățile de la catedră, fiindcă da, asta este România mea, România unde profesorii își cumpără material didactic, unde profesorul vine cu laptopul de acasă, chiar și cu videoproiectorul. Asta este România mea pe care o iubesc și cu toate astea am speranța că vom reuși la un moment dat. Mulțumesc. Eu vă salut, vă îmbrățișez așa cu căldură din capitala României, de la căldură sufletească, că agentul termic nu este așa de prietenos cu noi.
îmi cer scuze că nu am reușit să fiu într-un loc unde aș fi putut așa să-mi adun gândurile și să vă spun ce aș fi vrut să vă spun astă seară. Salut colegii din țară, salut colegii din București, salut organizatorii și îmi face onoare să fiu alături de voi și să văd ce faceți cu adevărat dincolo de doamna profesor, domnul profesor. Felicitări, dragii mei! Mulțumim, Nicoleta! Este o adevărată onoare și o bucurie să te avem alături de noi. Sărbători fericite și sper ca agentul termic să vină în București, să soțească în București. Mulțumim frumos! Mulțumim, Nicoleta! Și acum o altă româncuță cu care ne mândrim este... Ea este foarte, foarte modestă și nu mi-a spus nimic despre profilul ei, dar eu vreau să spun că este în top 10 instructori, trainer ai lumii, da? Oana, în Cisco Network Academy. Felicitări, dragă Oana, mereu alături. Da, printre primii 10%. Mereu alături de noi, mereu atunci când te-am chemat ai fost alături, o româncă adevărată, o româncuță frumoasă, care astăzi este în portul nostru tradițional, mândră să te avem aici. Mulțumesc și eu pentru invitație și felicit pe toți participanții care au prezentat până acum, sunt foarte impresionată. Pentru astăzi eu am pregătit... să mă prezint prima dată. Mă numesc Oana Farcaș, sunt profesor de informatică la Colegiul Național Nichita Stănescu din Ploiești și voi prezenta o activitate. Poți să dau share? Da. Deci asta este prezentarea mea. Ok. Voi vorbi despre o activitate, despre o competiție pe care o pregătim. O să fim la prima participare în această competiție. Este o competiție internațională, organizată de asociația mea, asociația New Era, New World Education Romanian Association, de-abia am înființat-o, tocmai pentru a organiza competiții internaționale, expoziții pentru de creativitate și inovație, de a aduce elevii în pragul în care să-și exprime pasiunea, creativitatea, nu doar să participe la genul de competiții cum sunt olimpiadele, concursurile și așa mai departe, cam ce este cunoscut în Europa. Deci eu aduc ceva din, o să vedeți mai la finalul prezentării despre ce este vorba, o să aduc ceva din Asia, Africa, pentru că am participat la astfel de competiții și am rămas total impresionată. Și ne-am gândit ca la anul să organizăm și noi o competiție. Competiția se va numi International Social Science Engineering and Education Romanian Competition. Este organizat și avem motto Spark Your Creativity. Este organizată de Colegiul Național Nichita Stănescu, colegiul în care eu sunt profesor de informatică, și asociația pe care tocmai am înființat-o, Asociația New Era. Este asociație cu cod CAEN Educație. Ca și categorii în cadrul acestei competiții, avem social science, science and technology, engineering and education. Toate le-am făcut în limba engleză, ținând cont că este competiție internațională. Sub categorii la social science, avem spirituality, psychology, history, the politics of the new world. Deci o să dăm ocazia tinerilor să-și exprime această latură sau să propună diverse politici, da? Ținând cont de ceea ce se întâmplă în lume, și sub categoria e-commerce.
Mai departe, la categoria Science and Technology, avem matematică, biologie, chimie și fizică, adică materiile care sunt țin de partea de reală într-un colegiu. La categoria Engineering avem subcategoriile Engineering and Computers, Networking, Robotics and Artificial Intelligence. Și ultima categorie Education, avem subcategoriile Sustainable Development Goals, adică sunt proiecte de mediu, Education and School, Peace, Human and Children Rights, Animal Rights și subcategoria Sports and Movement. Competiția va fi hibrid, adică vor fi și, avem deja țări care ne-au confirmat că vor participa, vor fi și participanți online și participanți offline. Perioada în care se va desfășura competiția este prima săptămână din mai 2023 și va avea loc în orașul Ploiești, România. Vom face în parteneriat cu Consiliul Județean Prahova. Ca și este un program orientativ deocamdată, prima zi primirea participanților și ceremonia de deschidere, a doua zi aranjarea standurilor, este o competiție de creativitate și inovație, deci toate proiectele vor fi prezentate la standuri. A treia zi este sesiunea de jurizare a standurilor. A patra zi este sesiunea de public VIP visit, adică o să invităm școli, profesori, dar și firme care să viziteze aceste standuri și eventual să-și aleagă proiecte pe care să le premieze ulterior. Tot în ziua a patra o să avem seară culturală, în ziua a cinci excursie, da, să le arătăm și celor și străinilor țara noastră, România. Ziua a șasea, seara de premieră, ceremonia de premiere și tot în ziua a șasea și a șaptea, plecarea participanților. Acum lucrăm la guidebook-ul acestei competiții și la site-ul acestei competiții suntem în priză, da? Pentru că am promis partenerilor străini că le vom trimite până la sfârșitul lunii decembrie. Deci la sfârșitul lunii decembrie va fi gata și site-ul, și pagina de Facebook, și guidebook-ul competiției cu toate detaliile. De asemenea, avem pentru asociația mea, deci vor fi... va fi popularizată această competiție pe site-urile asociației, da? Avem Instagram, avem YouTube, curând o să avem și Facebook. Pe mine mă puteți găsi pe Facebook, dar și pe LinkedIn. De asemenea, mai am colaboratori pe Radu Boia, este un fost elev de-al meu, este student. Și are și Facebook și LinkedIn și, bineînțeles, Mihail Alexandru Stănescu, de care sunt foarte mândră, este studentul care a vorbit mai devreme și îl felicit pentru prezentare. Este un student, este fost elev de-al meu, șef de promoție în anul 2019, i-am fost și dirigintă și profesoară și sunt foarte mândră să colaborez în continuare cu el. Și de asemenea colaborez la această competiție și, bineînțeles, și la alte competiții la care noi participăm. Deci ne puteți contacta dacă doriți pentru diverse detalii. Bun. Ce m-a inspirat pe mine ca să aduc această lume frumoasă din Africa și Asia în Europa, deoarece în Europa nu există o astfel de competiție, există numai concursuri și olimpiade și mai există schimburile de experiență, Erasmus, dar nu au titlul de competiție. Aici suntem împreună, deci după cum vedeți sunt în echipă cu Mihail Alexandru Stănescu, am participat anul trecut la competiția IFEST Tunisia din 2022. Iunie 2022 și am luat medalia de aur, un proiect. Am participat online la o competiție mai o Malaezia și am luat medalie de bronz. Ne-au venit și medaliile de curând.
Iar în noiembrie 2022 am participat cu 3 proiecte la competiția ISIL din Indonezia, am participat fizic. Iarăși îl vedeți pe Alexandru Stănescu, bineînțeles, aici, și toate proiectele noastre au obținut medalie de aur. Da? Am obținut 3 medalii de aur și 3 premii speciale din partea Iran, țărilor Iran, Malaezia și Singapore. Deci am fost foarte încântați de organizare și de cum se desfășoară aceste competiții și exact asta încercăm și noi să aducem în România, o astfel de competiții. Aici tot la premiere, Alexandru Stănescu, tot la premiere. Iar în viitor, acum ne pregătim pentru competiție din ianuarie, o competiție online, International Invention and Innovation Competition, care va avea loc în Malaezia. Și bineînțeles, din nou în Tunisia, ne pregătim să participăm fizic în martie 2023. Și în mai organizăm competiția noastră. Mulțumesc pentru invitație, mulțumesc și pentru audiență și vă doresc sărbători fericite tuturor și vă felicit pentru toate prezentările pe care le-am văzut și pentru munca pe care o depuneți ca să facem din România ceva mai, să promovăm educația în România la un alt nivel. Mulțumesc! Bravo, Ana! Bravo, bravo! Felicitări! Felicitări! Minunată prezentare! Ești un minunat! O româncuță minunată! Minunată, care promovează țara, știm foarte bine activitățile tale, extraordinare! Lucrezi foarte mult în proiecte internaționale. O mândrie pentru țara noastră! Mulțumesc! Mulțumesc, Ana! O bucurie să te avem! În continuare, aș vrea să vă prezint un moment muzical. Doamna Aida Marc, pianistă, un om minunat, cu un suflet superb, profesor la Universitatea de Muzică Timișoara, ne-a dăruit acest moment muzical special, un colind din partea ei. Să-l ascultăm! Extraordinar moment, extraordinar, mulțumim, mulțumim foarte mult, doamna Aida Marc. Acest gest este minunat, special pentru România, special pentru toată lumea, acest colind superb. În continuare, aș vrea să vă prezint o doamnă minunată.
listă, este vicepreședinte Săgără, deja nu mai pot să vorbesc, filiala Sibiu Metodist, este mentor pentru mentoratul profesorilor debutanți responsabil Cerc Geografie Sibiu Licee. Este o româncă deosebită, un om valoros, un om care inițiază proiecte și vrea să facă România și reușește, cunoscută peste hotare. Bun venit, doamna Misakevici Adriana! Mulțumesc! Bună seara! Bine ne-am regăsit! Dacă n-aș fi fost geograf, aș fi spus că asta e sesiunea mea de la Cercul de Geografie. Majoritatea, da, se descurcă foarte bine și felicitări colegilor mei, domnilor, antevorbitorilor mei. Mă bucur că sunt în mijlocul dumneavoastră, chiar dacă timpul este înaintat și am sărit puțin peste planificarea celor 5 minute, dar proiectele au fost atât muncite, se vede clar, sunt oameni care muncesc, care pun suflet și merită să-i ascultăm chiar dacă suntem presați ca întotdeauna de timp. De asemenea, mulțumesc antevorbitoare mele și mă bucur că factorul politic intervine, a intervenit și aici și apreciază munca profesorilor și celor de la catedră și este una de-a noastră, cum se spune, da? Pentru că în acel moment ne-am bucurat să fim auziți glasul nostru și în acest context m-am gândit să fac și eu prezentarea din această seară, dat fiind faptul că predau la un colegiu pedagogic și nu de mult a existat acest pericol ca aceste învățământul preuniversitar pedagogic să fie să nu mai existe specializarea în rândul acestora și atunci colegilor și celor pedagogice din țară și atunci parcurgând și obținând examenul de profesor mentor alături de doi colegi de-ai mei, distinsul coleg, profesorul și inspectorul meu de specialitate, profesor mentor în cariera didactică de după, deci în activitatea de mentorat, m-am gândit să prezint această temă în sprijinul susținerii ideii ca învățământul pedagogic în colegiile și liceele pedagogice să nu fie desființat și munca, practic, partea teoretică a acestor proiecte pe care este clar cu multe strădane le-ați făcut și le-ați făcut parcurgând un demers didactic, un demers foarte bine pus la punct, să fie susținut și în rândul factorilor decizionali, tocmai pentru că acea România educată și această reformă în învățământ să fie într-adevăr viabilă, eficace și eficientă. Și atunci o să pornesc un citat, fiind și geografă, da, al Democrit, natura și educația sunt asemănătoare și, într-adevăr, educația îi dă omului a doua natură. De asemenea, în acest context, pentru că este luna decembrie și de curând a fost Ziua Națională a României, felicit și organizatorii pentru acest eveniment, m-am bucurat nespus, promovăm România, simțim românește, cu inima de român și iubim România, asta e tot ce contează. Consider că fiecare educator este un mentor pentru elevi, elevii săi și ucenicia mentoratului își are bazele trainice în și pe băncile colegilor și a liceilor pedagogice. Paradigma constructivistă a mentoratului pornește chiar de la definiția acestuia, iar abordarea sa constructivistă rezultă tocmai din necesitatea interdependenței dintre construcția integratoare a proiectării tradiționale, aceea de care tot timpul ne legăm, proiectarea tradițională, baza proiectării moderne, centrată pe continuitate, pe conținuturi științifice ale învățământului informativ și, bineînțeles, paradigma actuală de proiectare pe care activitatea de mentorat o realizează și anume ceea ce spuneau și antevorbitorii mei, crearea și a văzut în proiectele pe care le-au parcurs, le-au făcut, crearea situațiilor de învățare reală, efectivă, de formare a competențelor, focalizare pe anticipare și interacțiune, pe formare, nu numai pe informare la vârstă adultă.
În acest sens, subliniez rolul de pionierat, de ucenic, de plus valoare a învățământului pedagogic, care îmbină încă de pe băncile școlii, învățământului preuniversitar, cele două laturi, cea formativă și cea informativă. Instruirea nu este similară cu învățarea. Învățarea autodirijată adultă pune accentul pe însușire, nu pe transmiterea cunoștințelor. Nouă, educatorilor, ne revine sarcina de a crea condiții și de a furniza instrumente și proceduri menite să ajute la descoperirea propriilor nevoi de învățare, învățarea prin descoperire, pe parcursul întregii vieți, ceea ce poartă denumirea de long life learning. Practica metodică de specialitate în liceele și colegiile tehnologice reprezintă clar, în accepțiunea nu numai a mea și a tuturor, temelia, baza procesului de mentorat. Un mentorat care se dorește autentic, care se dorește de succes, de implementarea unei educații timpurii, un fir roșu, dacă vreți, de la grădiniță, în programele pe care le avem, step by step, în vederea parcurgerii unui demers educațional de-a lungul întregii vieți. Cu experiențe de învățare organizate în jurul unor categorii de competențe pe care geografia, ne mândrim spunând acest lucru, le-a implementat încă de la început, fiind printre primele discipline în acest sens. De asemenea, ne mândrim cu geografii noștri care la concursurile internaționale de geografie au luat locuri fruntașe, chiar locurile 1, olimpiadele trecute, demonstrând calitatea actului educațional. De asemenea, calitatea și cantitatea orelor dedicate practicii pedagogice reprezintă un indicator sau reprezintă indicator de referință. Este vorba de 3.000 de ore versus un modul în timpul învățământului universitar, calitate care este observabilă în competențele și în performanțele absolvenților. De asemenea, rezultatele de la examene titularizare sunt nesuperioare din partea sau obținute de elevii din colegiile și liceele pedagogice, la care se adaugă cererea de pe piața muncii în favoarea acestora. Este, de fapt, dacă îmi permiteți, un mentorat de excelență. În aceste, noi le numim școli resursă. Este vorba de resursa educațională și resursa umană, fără de care nu se poate face un învățământ de calitate. Iar profilul vocațional pedagogic, întotdeauna, dacă stăm să ne uităm cu drag în urmă, avem o experiență didactică, este cel care a dat viața anilor noștri de liceu, care, așa cum suntem și aici, a impulsionat și a pus bazele unor activități de voluntariat pe care noi le-am făcut cu drag și le facem și am ținut premii, am ținut tabere cu copii, chiar și la nivel internațional. Și, practic, în concluzionând, dacă îmi permiteți, importanța, tradiția tocmai în acest domeniu al excelenței, în care învățământul, cu siguranță învățământul pedagogic preuniversitar se încadrează, asigură sau stau la baza unui mentorat didactic de succes și nu mai trebuie demonstrat. Mentoratul învățământului pedagogic reprezintă de fapt ce? Tradiție, eficiență, perseverență, adaptabilitate, construind durabil. Conceptul de care, pe care îl folosim cu sârguință, mai ales noi geografici, această dezvoltare durabilă, dezvoltarea durabilă și a ființei umane, a factorului uman, fără de care nu se poate face educație, este ceea ce numim excelența. Mentoratul pedagogic egal excelență didactică. O reformă în învățământ și o Românie educată nu se pot realiza decât incluzând o temeinică educație pedagogică preuniversitară. Vă mulțumesc și vă doresc sărbători fericite și cu lumină în suflet și în viață. Mulțumesc! Minunată prezentare, doamna Adriana, minunată prezentare. Ați vorbit foarte frumos, un român cu un suflet deosebit, o româncuță minunată. Vă mulțumesc, vă mulțumesc și va fi o plăcere să lucrăm împreună. Doamna Adriana va pregăti un proiect în curând, un proiect IAU, în care vom încerca să schimbăm cumva educația pentru tot. Acum avem înainte de ultimul speaker un om grozav, o veți cunoaște imediat. Avem un moment muzical deosebit.
vă rog să urmăriți. Știu că e un cântec drag pentru toți românii. Cântă cucul, bată vina, de răsună Bucovina. Cântă cucul, bată vina, de răsună Bucovina. Cu flori, unde sunt ai tăi feciori? Bucovina, plai cu flori, unde sunt ai tăi feciori? Au fost duși în altă țară, dar se întorc la primăvară. Țară, dar se-ntorc la primăvară. Au fost duși în altă țară, dar se-ntorc la primăvară. Înapoi când or veni, tot pe tine te-or iubi. Înapoi când or veni, tot pe tine te-or iubi. Munților cu creasta rară, nu lăsați straja să piară. Munților cu creasta rară, nu lăsați straja să piară. Dacă piere straja voastră, a pierit și țara noastră. Minunat moment, minunat moment. Mulțumim Coralei Contras, mulțumim domnului dirijor Vasile Bădescu, un om extraordinar, un om care n-a ezitat odată să fie alături de români, alături de noi sau în concerte caritabile, pentru acțiuni caritabile. Un suflet minunat, un adevărat român. Și acum vreau să invit o româncă dragă sufletului meu. M-a cucerit de la prima întâlnire. E un profesor minunat. Am spus odată că aș vrea să fiu elevul ei, profesor pentru învățământ preșcolar. Doar atât a vrut să spun despre ea, fiindcă este extraordinară de modestă, dar veți vedea puterea ei și capacitatea ei acum. Zoica Radu. Bun venit, draga mea Zoica! Mulțumesc din suflet, Iarmina, pentru prezentare. Te-aș ruga să share-uiești prezentarea mea. Cu mare drag. Este vizibilă. Da. Am ales ca pentru această dată să prezint următoarea tematică. Istorie, tradiții și obiceiuri de Crăciun. De ce am ales această tematică? Din două motive. Unu, pentru că sunt reprezentant al învățământului preșcolar, adică mămică de pitici, și pentru că ne aflăm în luna decembrie, o lună dragă tuturor copiilor. Dacă poți să o derulezi, te rog frumos, avem și un fundal sonor. Istoria
se învață încă de la grădiniță. Deși totul este joc în grădiniță și copiii își fac loc tiptil în lumea basmelor, așa m-am gândit eu, cum spune Dumitru Almăș, cu gândul meu și cu truda mea, să aduc în fața acestor micuți istoria, să împletesc printre acei eroi imaginari și faptele eroilor adevărați. Iar Ziua Națională a României este un bun prilej de a le arăta copiilor elementele de istorie. Așa că primul steguleț confecționat de ei și dus acasă reprezintă o mare bucurie. Ermina, te-aș ruga să derulești și prezentarea în timp ce vorbesc, dacă se poate. În anul acela am avut o grupă cu mulți copilași care unul dintre părinți era de o altă naționalitate. Și am încercat să le arăt că fac parte din România Mare, că de fapt noi zâmbim în toate limbile, vorbim și dansăm în ritmul propriu. Anul acesta am ales împreună cu copilașii mei să sărbătorim ziua de 1 decembrie, sărbătoarea românilor, sunt mai multe aspecte. Istorie cu gust. La noi, cei mici, totul trebuie să aibă gust. Începând de la joacă până la mâncare. Întâi am degustat mâncăruri tradiționale specifice acestei sărbători. Apoi am trecut la istoria cu artă și prin mâinile dibace și ochii sărșorii visători ai copiilor am dat viață unor lucrări desenate de ei, așa cum văd ei România noastră. Am trecut la istoria cu joc. Și nu orice joc. Ne-am jucat de adulții. Așa cum va fi un rol pe care îl vom juca când vom fi mari. Am încercat să reproducem scene istorice, după puterea noastră. Apoi am pus o amprentă personală pe istorie. Nimic altceva decât ne-am rugat. Ne-am rugat pentru strămoșii noștri. Ne-am rugat pentru conducătorii țării noastre. Ne-am rugat pentru pacea lumii. Și nu ne-am oprit doar la istorie. Am trecut mai departe să cunoaștem tradiții și obiceiuri. Marea noastră întrebare în această lună este ce este Crăciunul. Așa că ne-am pregătit cum se cuvine, cum am văzut în casele noastre, cu colaci, cu trestuțe pentru colindători. Am invitat și un muzeograf care ne-a destăinuit câteva colinde vechi și totuși avea multe întrebări. Așa că l-am invitat pe preotul paroh să ne spună cum, când, unde, de ce sărbătorim Crăciunul. Odată ce am aflat câteva din aceste taine, ne-am pus și pe învățat și am învățat colinde, ne-am confecționat propriile steluțe, am repetat cu mare foc pentru a ne prezenta comunității. Am învățat și Sorcova și trestuțele ce le-am pregătit, să nu credeți că am plecat așa oricum în lume. Și am colindat-o întâi pe educatoarea noastră. Mai ne despart doar câteva zile, până când pe străzile orașelor, pe ulițele satelor, vor răsuna colinde strămoșești. Și toți copiii vor striga bună dimineața la Moș Crăciun. Iar cei din comunitate le vor da câțiva bănuți, nuci, mere, în amintirea celor de plecați dintre noi. Și toate acestea le-am obținut din mediul formal. Și cum trebuie să dăm mai departe ceea ce știm, am ieșit în mediul non-formal. Am participat la concursuri de gen, tradiție, credință. Nu uita că ești român. Și chiar ne-am inițiat și propriul concurs. Păstrați tradiția. Apoi, ce să vă spun despre sărbările noastre? Sărbările noastre, mai ales sărbarea de Crăciun, o întreagă sărbătoare. Nu începem oricum sărbarea, ci tocmai o rugăciune. Apoi, aducem în scenă tradiții și obiceiuri vechi. Nu ne oprim aici. Jucăm de nu se poate. Așa e și de românul la vreme de sărbătoare. Să joace. Iar aici nu ne îmbrăcăm oricum, ci în straie de sărbătoare. Priviți ce frumusețe și eleganță. Oh, și ultima parte, ne întâlnim cu misteriosul și magicul Moș Crăciun. Și uite așa, printre personaje imaginare și fapte eroice reale, dăm copiilor două lucruri, rădăcini și aripi. Rădăcini să știe întotdeauna unde le este casa și aripi să spoare cât mai departe, să spună și altora ce au învățat. Și odată ce am încredințat cele trei mari valori, tradiție,
credință și istorie copiilor noștri, aceste valori care fac unică pe România în lume, nu putem decât să încheiem cu o urare. De fapt, îl voi cita pe marele poet Eminescu. Ce-ți doresc eu ție, dulce România? La trecutul mare, mare viitor. Vă mulțumesc frumos că m-ați ascultat și să trăim în pace și liniște. Este extraordinară. Felicitări! Felicitări! Un dascăl minunat! Încă o dată vreau să fiu eleva ta. Dacă s-ar putea să-l pot. Cam greu pentru grădiniță. M-aș simți excelent. Cred că m-aș simți excelent. Mulțumesc mult de tot, Alemănuță. Zoe, îți mulțumesc. Zoe, ca așa cum îți spun eu ție. Aș vrea acum, avem un invitat special. We have our continent Africa have Sir Charles Eboria Ushilo Charles. He is the country director of IIU Nigeria, and he is a great member of IIU team, always with us. Please, Charles, if you can give us vote of thanks, will be a huge honor for us. Welcome, Sir Charles Eboria. Yeah, it's a pleasure. I enjoyed every part of the activity that took place. I give kudos to Romanians. They are actually trying. I was happy with every statement, every action that was made. You know, Romania has been my best favorite country. Yes, of which, why do I like Romanians? Looking at them, the country is, when you talk of internet, the fastest internet speed, you get it in Romania. They are so kind people, they are good people. With what I've heard so far, what I've seen so far concerning you, the way you are united, the way you are doing things, I so much like it. And when you talk about the world's second internet, largest administrative building, Romania is there. You have a very big in the world, which actually will make people to come around. Even the tourist center, where you have a merry symmetry, a unique tourist attraction, which will invite people to come around. I can see that Romania, they are good people, and which he also has about 7 UNESCO World Heritage sites. Very good. And with the music, with the song, with everything I saw today, I'm actually very happy. I give you kudos. My sister, Emily, I need to appreciate you for inviting me to come and witness this occasion. I give kudos to every one of you for your patience, for how you presented your speech, how you said, all what you said. I appreciate everything. And I pray that God will going to empower you. You will become more united. You always do things in common. And you'll be able to actualize that goal of IIU. We have that uniqueness whereby everybody cooperate, work as a team. I can see it from this observation, from these hours I spent with you. I give you kudos. Thank you very much for this opportunity. I appreciate you all. Kudos, thanks. Thank you, Sir Charles. It's a huge honor to have you here. All my respect, always my respect for you. Romania, Nigeria, and we wait you in Romania. You are welcome here. Thank you very much. Thank you so much for your kind words. Thank you. Yeah. Thank you. We have here another member of team, core team. Dear Inga Kalicheva is the president of, is the head of Europe and country director IIU Georgia. Inga, if you can say a few words, thank you because you were with us, so nice. Wow, dear Emmy, congratulate
to your dear Ermina all this great success. Yes, oh my God. Today we got to know Romania's amazing educators. Wow, today we had interesting and, you know, important talks from amazing teachers. I congratulate all the speakers and congratulate you. We are proud of you, dear Ermina. Many thanks to everyone for this beautiful and unforgettable day. Thank you. Today we traveled to Romania virtually, but Ermi, I hope we actually visit Romania soon. Thank you. Thank you. You are welcome in Romania, my dear. Yeah. You are welcome. You are welcome. Okay. And now the next step is to come in Romania. Thank you. Thank you so much. It was so nice to be with you. Such a kind gesture. Thank you. And you and Charles are a great team. Really, it's great. This is the spirit of the team. Yeah. Even you don't understand Romanian, the language is not a boundary, is not a barrier. The language education unites us. This is important. Even I don't understand. Yes, we can transmit, we can share our things. Thank you so much, our talk. Thank you so much. And now, thank you both. Thank you so much. Vreau să vă mulțumesc tuturor. România este grozavă. Avem elevi români olimpici internaționali, 4 medalii la chimie, 4 la geografie, 4 medalii de aur. 4 medalii la geografie, 5 la fizică, 6 la matematică și primul loc în Europa. România visurilor mele din copilărie și din prezent este locul în care munții cântă în bătaia vânturilor. Văile răsună de murmurul stropilor de ploaie și de trăsnetele care a străbat adesea văzduhul. Iar pâriașele zburdă ca apoi râurile domolite să ducă speranțele românului în lumea largă, contopindu-se cu zbuciumul continuu al Mării Negre, în care s-au acumulat și lacrimile din sufletele străbunilor noștri. E România mea, e România ta, e România noastră. Vă mulțumesc tuturor pentru că ați fost alături de noi. Vă mulțumesc pentru răbdare, vă mulțumesc pentru că ați arătat lumii că România poate. România vrea o educație altfel. România face o educație altfel. Și aș vrea să spun o mică poezioară. Țara mea de Otilia Cazimir, frumoasă mi-e țara străveche, întinsă pe munți și pe voi, cu fete cu flori la ureche, cu mândri și ageri plăcări. Frumoasă mi-e țara cea nouă, când râde cu râs tineresc, cum râde grădina când plouă și florile când îmi floresc. Și apoi mă întreb, ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, țara mea de glori, țara mea de dor? Doresc tuturor românilor sărbători fericite, să fiți sănătoși și binecuvântați, sărbători binecuvântate. Thank you, Sir Charles, thank you, Inga, wish you Merry Christmas, blessed holidays. God bless you all. Thank you. Dacă cineva dorește să mai vorbească, este bine primit. Scurt din cei care n-au vorbit, pentru că urmează un moment muzical. We'll make a picture group. Thank you so much. Mulțumesc. Acum nu știu în ce limbă să vorbesc. Let's see. Am făcut și poza de grup. Mulțumesc. Puteți să faceți și voi, mă va ajuta enorm lucrul acesta. Și acum să ascultăm
În finalul acestei conferințe să ascultăm un colind minunat al dragei noastre, Felicia Costa, o prietenă și o cântăreață, interpretă de muzică populară extraordinară, un suflet extraordinar care participă de asemenea la, în cadrul acțiunilor caritabile. Ea a fost și pentru în concertul pentru Nigeria, copii din Nigeria, a participat în acest concert caritabil. Să urmărim pe Felicia Costa un colind frumos. Merry Christmas! Have a great winter with much snow and so, so much happiness! Multă fericire pentru toți! Mulțumim! Primiți colinda! Primiți colinda! Vestea minunată, lerui Doamnele, colindăm din poartă în poartă, hai lerui ler, ducem vestea minunată, lerui Doamnele, hai ești gazdă până-ntindă seara de Crăciun, azi e vremea de colindă, Hristos-o născut, hai ești gazdă seara de Crăciun, azi e vremea de colindă, Hristos-o născut. Gătește-ți casa om bun, hai lerui ler, c-o veni Sfântul Crăciun, lerui Ler. Gătește-ți casa om bun, hai lerui ler, c-o veni Sfântul Crăciun, lerui Doamne ler. Gătește-ți și inima în seara de Crăciun, Sfânt Colin, noi ți-om cânta, Hristos-o născut. Gătește-ți și inima în seara de Crăciun, Sfânt Colin, noi ți-om cânta, Hristos-o născut. Maica Sfântă prea curată, hai lerui ler, ne-o trimis la voi la poartă, lerui Doamne ler. Maica Sfântă prea curată, hai lerui ler, ne-o trimis la voi la poartă, lerui Doamne ler. Frați creștini, vă pregătiți în seara de Crăciun, pe Mesia să-L primiți, Hristos-o născut. Frați creștini, vă pregătiți în seara de Crăciun, pe Mesia să-L primiți, Hristos-o născut. Bun creștin, hai lerui ler, lângă pită, lângă vin, lerui Doamne ler. Rămâi gazdă bun creștin, hai lerui ler, lângă pită, lângă vin, lerui Doamne ler. Asta-i legea din străbuni în seara de Crăciun, la casele de români Hristos-o născut. Asta-i legea din străbuni în seara de Crăciun, la casele de români Hristos-o născut.
Minunat, minunat. Și acum vreau să deschideți microfoanele cu toții și să spunem în cor, chiar dacă o să iasă o nebunie, asta e România mea. Unu, asta e România mea. Și asta e România mea. Asta e România mea. La mulți ani, sărbători binecuvântate tuturor. La mulți ani, sărbători fericite. Mulțumesc. La mulți ani, sărbători fericite. La mulți ani, Emi. Thank you. Mulți ani, sănătate tuturor. Mulțumim tuturor, mulțumim Ernie, mulțumim EU, România EU, toate cele bune tuturor și așteptăm să ne... Felicitări, Mina! Vă mulțumesc! Doamne ajută! Doamne ajută, felicitări! 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 La revedere! Felicitări!